suntem convocați astăzi în ședința ordinară. Înainte de a vă prezenta ordinea de zi, vreau să permiteți ca numele dumneavoastră să felicităm noi colegii noștri care au primit o frumoasă vârstă în etapa precedentă, domnul Bogdan și domnul Valiniță. Le dorim multă sănătate, la mulți ani, ține de mult. Așadar, ședință ordinară a Consiliului Local Măsura cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2020. Și punctul 2. Discuții și interpelări. Vă supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Vă supun aprobării procesul verbal. Putem? Înainte de a da curs problematicii din ordinea de zi, vreau să fac o precizare. Vom lua cuvântul în ordinea înscrierii. Ne vom exprima opinia față de articolele bugetare. Acolo unde cu votul majorității se aprobă o sumă, acolo nu mai intervenim decât dacă acea sumă crește. Dar de acolo nu mai luăm. Adică nu ne apucăm să... Odată ce am aprobat o sumă cu votul majorității, asupra acelui articol nu mai revenim decât dacă, repet, considerați că mai trebuie și mărită sumă. Ca atare, vă rog să vă înscrieți la discuție. Domnul Perușca. Mai e altceva? Văd că nu mai vrea nimeni. Domnul Trăistar. Dragi consilieri, propun ca în acest buget să se regăsească explicit. Domnul Berușu, deci lucrăm pe, ca să lucrăm pe document, da? Ca să... Da, uitați, de exemplu, pe document vă spun, nu există vânut bani pentru sterilizarea câinilor explicit. Okay. Păi asta vreau să spun. Da. Nu există explicit în buget bani pentru sterilizarea câinilor și pentru o campanie de conștientizare a măgurenilor referitor la această problemă. 2. Există o hotărâre de Consiliul Local aprobată de Consiliul Local la sfârșitul anului 2018 pentru întocmirea unei documentații pentru... Da, este HCR, domnul primar. Aprobat în unanimitate. Aprobat la sfârșitul anului 2018, pe care trebuia întocmit o documentație pentru o studie de fezabilitate pentru zona Măgura Vale, pentru proprietățile, pentru podul și podețe, sau podețe, pentru care traversează fără UNG. Sunt foarte mulți oameni care trec prin apă. Bun. Era un prim pas. Anul trecut a fost prins în lista de investiții cu 40.000 de lei, la propunerea domnului primar, o scăzut la 20.000 de lei, iar anul ăsta nu se mai regăsește deloc. Propun minim 40.000 de lei să se regăsească în lista de investiții și anul acesta. De unde? Așa mi se pare corect. Da. Uitați, de exemplu, dacă tot am venit cu propunerea să depunem un proiect pe fondul de mediu pentru iluminatul public în comună, după cum știți, e în dezbatere publică și în două săptămâni de zile se dă drumul la ghidul de finanțare, cu siguranță suntem eligibili să putem depune iluminatul public prin telegestiunii, prin un sistem inteligent, prin fondul de mediu. E și o documentație simplificată, fără autorizație de construire și asta nu necesită nici avizii, nici studii de teren. E o chestie foarte simplă. Și atunci luăm din bănuții aia, din suta de care de unde luăm? De la alte activități, domnule. Imediat vă spun, domnul. Capitolul 70. Imediat, la capitolul 70. Așa, domnul. Avem la capitolul 70 și 710130. Da. Modernizare în public 100.000 de lei. Dați pe lista de investiții. Hai la lista de investiții. Hai, cum faci lista de investiții? Punctul 71. 71.130.
modernizare la public, în care sunt 100.000 de lei. Ca să nu mai spun că dacă depunem acest proiect în fondul de mediu, economisim de la bugetul local 5 miliarde de lei și în felul ăsta nu datorăm contul la următorii 5 ani. Deci, nu m-am împicut. Deci, văd că aici au fost de modernizare iluminată de 100.000 de lei. Deci, da. Asta, domnul Berușcă, propune să luăm 40.000 de la acest capitol, să-i punem la studiul de fezabilitate pentru Bodețe, da? Perfect, okay. Da, bun. Tot de la acest capitol propun să luăm bani și pentru că sterilizarea câinilor. Avem bani, domnule. Vă rog să-mi spuneți, explicit, dacă nu am vă chemat de pe astfel, faceți pe astfel bugetul. Domnul președinte mi-a dat cuvântul, spun ce am spus și să menționeze dacă corectați. Domnul primar, dacă colegii mei sunt de acord cu ce am spus, sunt de acord, dacă nu sunt de acord, nu e nicio problemă. Lăsați-mă să spun ce am spus. Da, domnul Berușcă, mai departe. Apoi. V-am menționat sterilizarea câinilor să fie menționată strict în buget, să apară pe ei pentru sterilizare, că deocamdată nu scrie nicăieri de chestia asta. Bun. Și am venit către colegii mei cu un proiect, unde am un referat care l-am arătat și colegilor și l-am depus la secretariatul primăriei săptămâna trecută. Avem o zonă foarte delicată la noi în comună, din cauza căruia s-au întâmplat inundațiile la sfârșitul lunii mai 2019. Este o zonă unde este un dig care a fost spart acum mulți ani de zile, iar apa din versant, într-un canal colector care în momentul de față nu mai există, a venit, a intrat în gospodărie. Da, are legătură, vreau să introduce pe lista de investiții măcar câțiva bani. Refacerea canalului colector, reconstruire dig, întomire documentații, cum vreți dumneavoastră să am avut discuția asta, cred că și cu dumneavoastră s-au strâns la ședință. Un pic. Da. La ședință. Canalul despre care vorbiți dumneavoastră și digul care, într-adevăr, este stricat și de foarte multă vreme. Da. Nu aparține Comunii Băgura, este Agenției Naționale de Investiții, fostul OIF. Deci fostul OIF, haideți să ne înțelegem un pic. Documentația. În urma inundațiilor din vară, da. În momentul de primăria Măcura, prefectura Bacăului, ISUR, și toate instituțiile abilitate, împreună cu ANIF, a fost depusă în 20-21 ianuarie la București, la ANIF. Despre asta vorbim dumneavoastră, ce cere să facă o documentație pe un domeniu care nu este al nostru? Nu este al nostru domeniu. Am înțeles. Dacă vrem să facem lucrări, avem un excavator, probabil la nivelul de colmatări, putem să facem cu utilajul care l-avem noi. Dar dacă vorbim de investiții, nu putem face investiții pe domeniul ANIF-ului. Nu sunt ale noastre. Am fost în teren cu, inclusiv cu directorul ANIF-ului actual, care este proiectantul și executantul DIP-ului în 83-84, de acolo de pe Vâlcii. Documentațiile sunt făcute de sănătate la București. Nu este domeniul nostru. Am crezut că ați înțeles. Am înțeles că ați inițiat o strângere de semnături în zonă, pentru care ați promis la oameni, când îi faceți timpul. Dumneavoastră, nu mi-ați explicat mie lucrul ăsta în ședința cu comisia. Avem marcuri pe domnul colonel Chitic, care a fost, colegul Vareniță, au fost marcuri cu viceprimari. Sigur, dar am uitat să vă scris acolo, domnul este al ANIF-ului. Nu ne-ați explicat așa ceva. Păi, dar nu este logic. Vorbim de dig, nu? Dar de canalul colector. Și canalul colector. Haideți să vă spun ce bunătățiri și ce are ANIF-ul. Are toate podurile care vin de pe torenții, de pe Balta Ursului. Canalul inclusiv de pe Agiubei, pe care îl știți și dumneavoastră. Și ăla e ANIF-ului. Și podețul de la Matei este ANIF-ului. Canalul și ce? N-ați citit materialul pe care eu vi l-am prezentat. Dar eu ce să citesc? Eu m-am spus cum stă treaba. Vedem deja. Dacă dumneavoastră vreți să-i duceți dumneavoastră în eroare, asta faceți. Că nu cazi domnul și dumneavoastră. Deci să apărați semnături de la oameni să-i spuneți, domnule, vă facem plic cu aici. Dumneavoastră n-ați citit materialul pe care vi l-am prezentat. Poate n-ați știut, acum hai. Nu l-ați citit. Pentru că materialul este explicit, v-a spus, aparține ANIF-ului, nu domnul nostru, domnul face acolo un lucru. Dar nu putem, nu e al nostru. Bun, domn primar, și când preconizează ei ce fac acolo cu revederea digului ăla? ANIF-ul ăsta, ce l-a spus bunda, dacă tot au fost acolo? E depus în 21 ianuarie 2020, documentația era la București, la ANIF. Luna trecută, după 7 luni. Ca să vă dau
ca să vă dau... Da, după 7 luni, domnul primar, nu? Da, adică și domnul, da. Deja am luat-o, am găsit proșterii. Ca să vă dau detalii. S-au făcut lucrări la Răcăciuni, făcute tot de Anif, adică vreau să vă spun că comuna Răcăciuni probabil ar fi făcut și ei dacă și-ar fi dorit sau nu, nu pot să vă spun. Dar lucrările au fost aprobate și făcute de către Anif direct, adică exact cum face CNE-ul, dacă o să discutăm și despre asta, adică ei fac lucrările, nu le facem noi. Bun. Nu le aparțin. Vorbește domnul Chitică, vreau să vă spun că să nu vă... Materialul pe care domnul primar nu l-a citit, dar își permite să facă afirmații cu mine, scrie în felul următor. Am propus construirea unui canal colector în spatele proprietăților care sunt vis-a-vis de școala numărul 2. De pe dealul bisericii sunt curenți, sunt torenți de apă care au venit la oamenii în gospodării și le-au venit în casă. Domnul, asta zic, trebuie să punem niște bănuți și noi investim pentru investiții de genul ăsta. Eu am înțeles, dar trebuie să înțelegi un următorul aspect. Acolo nu e vorba de ANIF, acolo nu are treaba ANIF. Ba da, pentru care are comunicația cu părul unei geam. Da, toate conexiunile. Și toți reversorii în canalul ANIF-ului, ținem ei. Da, dar are legătură cu părul unei geam. Păi bun, și documentația pe care a făcut-o domnul primar, poate nu este prins lucrul ăla, să vedem dacă l-o prins. Aia e altă poveste. Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc. Am depășit momentul ăsta, da? Okay. Am rugămintea și la domnul primar. Vă rog. Deci lăsăm pe domnul consilier să exprimă punctul de vedere și le dau răspunsul. Dom'le, asta doamna contabil, doamna secretară, deci din aparatul, da? Ca să nu mai... Domnul Oruncel, altceva? Asta. Ok. Atunci. Mă scuzați un pic, greșeala mea. Într-adevăr, am depus un referat pe de hotărâre pentru achiziția de indicatoare, rutiere și oglinzi în intersecțiile din comună. Cred că ar fi benefice că am evitat niște accidente, de exemplu, în zona Răzășiei, cum e strada principală la Răzășiei, dacă vii din dreapta la cartierul nou construit, dacă vii dinspre biserică, spui că ești pe principal și ai prioritate. Când de fapt îți dai prioritate de dreapta. Toți pierd ca prioritate și pot face accidente. Haideți să propunem să punem, nu știu, 10.000 de lei pentru început, pentru indicatoare. Tot de acolo? Tot de acolo. Poți să vă dau răspunsul? Vă rog frumos. Dacă vorbim de drumurile pe care le avem în lucru, inclusiv drumul, deci Răzășia, cu drumul dintre vei și toate drumurile care intră la modernizare, în proiectul de modernizare au semnalizare de pierdă, domnul Berușu. Corect, dar să știți că la Socodol putem pune în modernuie prin să modernizare în Crihas, în zonă. În acest sens, am făcut, domnul polițist local, a făcut o inventariere, deci totul trebuie și a văzut unde este necesar, unde nu. Și trebuie să știți dumneavoastră că toate indicatoarele noi înființate, eu știu, poate gândesc dumneavoastră că ar trebui pus un indicator într-o anumită zonă, să fac doar cu o documentație care trebuiește prezentat Ministerul de Interne. Corect, de asta m-am și prezentat la postul de poliție, am discutat cu șeful... Nu știu cu cine ați mai discutat. I-am întrebat și au spus că, într-adevăr, putem să mergem împreună să vedem care sunt și să-și dea și ei aprobarea. S-a discutat și la nivelul acesta. Vă mulțumesc. Și vă mă scuzați. Aveți o consolidare a capacității de reacție în caz de dezastru. Eu un proiect... Domnul Valiț, hai ca să vorbim fiecare. Suntem la sensul de bugeți, suntem serioși, lucrăm pe buget sau facem discuții pe cifre cu unii și alții vis-a-vis de ce vorbim? Locuințe, servicii și dezvoltare publică, capitolul general, la articolul bugetar 20-30-30, da? La subcapitolul 70-02-50, avem la alte servicii, voi specifica aici pentru sterilizare. Da, bine, asta e un subiect de prizat. Omul înțeles. Eu vreau să menționez aici. Bun.
Atunci, domnul Berușcă propune 40.000 de lei de la capitolul 710130 pentru studiul fezabilitate codeții. Vă supun aprobării această propunere. Cine este pentru? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă o dată, 9. Doamna secretară. Da, deci, 9 voturi pentru, împotrivă? Abținere, una. Una, două. Dar nu trebuie să motivați. Dar nu, nu trebuie să motivați. Domnul Beluș. Mai ziceți o dată abțineri? Vă rog. Deci încă o dată, abține. 9 voturi pentru și abține. 9 voturi pentru, abține. Să le notez. Eu vă abține. Deci domnul Vența, domnul Munteanu și domnul Brânză. 9 cu 3, 12. Cât suntem? 13. Cineva fură. Eu am ridicat mâna. Vența, Brânză, Munteanu. Cine mai abține? Înseamnă că sunt 10 cu 3. 10 cu 3. Da. Eu am ridicat mâna. Da. 10 cu 3, da. Deci am terminat cu asta, da? Bun. Nu, numai un picuț ca să terminăm. Deci completat lista de investiții, doamna. De completat, deci... Amendamentul. De completat. SF-ul, da? Fantastic. Lista de investiții. Domnul Bilecu, dați pentru zona, da? Nu am o problemă. Da. Ori codețul, da? 40.000, da? Domnul Berușcă, și ați mai spus că vreți 10.000 de lei de la același capitol pentru documentația asta de la canalul colector? Eu așa am zis, dacă domnul primar a spus că îți o depus-o la... Nu, a zis pentru indicatoare, nu, pentru indicatoare, am zis, domnul colonel. Nu, a, pentru indicatoare? Am renunțat la aia, dacă am înțeles. A spus că o depus-o la... E fapt, adică asta trebuie să ne dați. Estimarea făcută din noi, undeva așa, și cred că și o ofertă s-o cerut în sensul ăsta, undeva la 4.500 lei pe care îi avem prins la bunuri și servicii la... Da, domnul Berușcă, mulțumim! Da, ok. Vă propun, stimați colegi, să dăm cuvântul părintelui care este invitat. După aia să te rog frumos. Și după aia continuăm. Părinte, vă rog, mulțumim pentru prezență. Vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Nu v-am văzut pe parte dintre dumneavoastră anul ăsta și îmi permiteți, deși tardiv, să vă spun la mulți ani, să înțelegeți. Să înțelegem cu toții că mai înainte de a fi înregimentați politic într-un partid sau altul, suntem oamenii aceiași ari aceleiași localități și cu datorii și eu și frățile voastre pentru cei pe care îi reprezentăm. Aș vrea să vă mulțumesc pentru suma alocată anul trecut, deși a ajuns la finalul anului, am putut să o utilizăm în cursul anului 2019, am virat banii către societatea care ne face placarea cu marmura Pardoselii, așteptând ca atunci când timpul le va permite celor de la societate să vină, să continue la biserică placarea cu marmura care tot de către ea a fost început. Pentru cei care nu cunosc, banii ajung într-un cont al parohiei și din contul respectiv se face ordin de plată către societatea respectivă. Asta pentru a nu exista suspiciuni că cineva numără sau împarte bani. De asemenea, ca în fiecare an de an bun în pace, vin către domniile voastre, sperând să nu deranjez cu solicitarea care, repet, nu este a mea, ci este a comunității în care fiecare dintre noi facem parte, și spre folosul nostru al tuturor și a celor ce astăzi suntem și a celor ce astăzi sunt în ceruri și nu mai sunt printre noi, să continuăm această colaborare frumoasă, zic eu, și să ne sprijiniți din postura de consilieri ai Consiliului Local Măgura sau din postura de primar, de viceprimar, în demersul nostru de a finaliza lucrările pe care le avem la parohia Mângura 2. Solicit de asemenea să le acordați și colegilor noștri, care poate din diverse motive nu au putut să ajungă astăzi aici, și pentru mine a fost destul de greu, eu vin de la centru eparhial de la Român, am venit așa într-un suflet,
să le acordați celor sprijin, dacă au depus cereri sau dacă solicită în sensul acesta. Dar să ținem seama de niște criterii, spunem noi, obiective, cum ar fi valoarea investiției la fiecare parohie, frecvența la slujbe, adică și aici atrag atenția că e una să ai 20 de credincioși într-o duminică și alta să ai 200, și de nevoile la care răspunde fiecare dintre parohii, pentru că nevoile înseamnă și cheltuieli care apasă asupra bugetului parohiei. Nu înseamnă numai venituri, ci înseamnă și multe, multe cheltuieli. Eu sper că vom găsi, ca de fiecare dată, înțelegere și atunci când obiectivul va fi gata, peste ani și ani, sigur, noi ne dorim cât mai repede fiecare dintre domniile voastre să treacă cu bucurie pe acolo și să spună dacă am putut să pun și eu o cărămidă, am pus-o acolo. Mulțumesc tare! Mulțumim și noi, părinte! Întrebări, dacă aveți. Cum e construit? Cei erau rezolvate, erau hotărâri. Erau hotărâri, să vă acordăm. Am zis că să vea la... Domnul primar, după cum ați văzut, după cum ați văzut și dumneavoastră, propunerea este ca în fiecare an. Nu fac propuneri, eu știu, un an electoral, ca să zic, acum, dorind cumva să atrag, eu știu, sprijinul, nu vorbim despre sprijinul sau simpatia unora dintre felul sau nu. Susțin, așa cum susțin de 8 ani, când alocăm bani la biserici, nevoile sunt peste tot, la cele 4 parohii, dar nu pot fi în aceeași măsură. Aici vorbim de o construcție, oamenilor. Vorbim de o construcție care necesită sprijin mai consistent. Sunt, într-adevăr, localități care probabil au un buget mai generos, mai mare, care aducă sume mult mai mari pentru parohii. Eu gândesc că este bine să sprijinim și anul acesta cu 50.000, mai ales că părintele are deja facturi în așteptare și, într-adevăr, anul trecut ne-am dus undeva pe trimestrul 3 cu alocarea bugetară, din considerente pe care le-am exprimat la vremea respectivă. Rămân din părere că ar trebui să gândim nu în mod egal la fiecare, pentru că nevoile, așa cum vă spuneam, nu sunt egale, nu sunt în aceeași măsură. Acolo vorbim de o construcție. Vorbim de o construcție, vorbim de 500 de milioane pe care am dat anul trecut și care s-au dus toți pe marmură, adică numai pe materiale. Vorbim de edificii publice până la urmă. Nici părintele nu ia biserica acasă, Valoarea totală a pardăselii cu marmură, având în vedere că avem și încălzire în pardăseală și a necesitat un anumit tip de marmură adusă din Italia, este mai mare de 38.000 de euro. 38.000 de euro, să vedem, numai marmura poți să adică sumele pe care mai opere. Nu sunt nici pe departe mari sau eu știu... Nu sunt primar, dacă am întrebat la ședința de comisie, că sunt parte echitabil sumele astea, indiferent ce am făcut, nu sunt haideți să ne înțelegem în românește. Eu am propus un proiect de hotărâre pe care îl susțin. Și susțin în continuare, că așa este bine. Am oferit 480.000 de lei la 48.000 de lei la parohia Măgur 1 la solicitarea părintelui. Ascultați-mă, domnule Mupei. La solicitarea părintelui punctual. Avea nevoie să solicitați la Ministerul Cultură să-și facă omul reparațiile acolo. 47. La fel 43.000. Nu știu, mă rog, cât au fost atunci. Sunt nevoi pe care eu nu cred că dumneavoastră le spornesc sau le amplifică. Știi fiecare ce comportă o construcție. Tocmai asta e ideea prin care am propus să alocăm o sumă mai mare acolo. Și așa fac de când mă știu eu aici, în Consiliul Local. Nu este prima dată. Și anul trecut și acum 10 ani tot la fel a spus. Domnule, efortul este mai mare acolo. Dacă avem să le dăm cât mai mult, că nu sunt împotrivit, nu sunt răuvoitor. Problema e că nevoi sunt. Sunt pentru toată lumea. V-am spus nevoile acutice. Apa, gazul, canala. E și biserica, o nevoie, într-adevăr. Suntem conștienți, suntem recunoscători.
celor care nu mai sunt printre noi. Dar nu putem să lupiți atunci mai din bugetul ăsta și lucrați la biserică și să terminăm problema. La cine ați mai chemat? Așa trebuia construit. Biserică și e restul lumii. Dar eu cred că despre ce buget ar trebui împărțit în două sau în trei. Sumele mărite, sumele pe care le-au trebuit. Da, în definitiv și la următorul. Să faci propunere, să-i punem la vot și am terminat. Da, domnul. Stai, dar eram eu. Păi da, chiar. Păi trebuie să aveai un pic cu ăsta. Nu face ca să nu mai țin cuantă și vorbesc. Acum vorbim din parohie, doamne. Le dau un pic după ce terminăm cu bani. Doamne, este prioritar domnule președinte, doamna secretar, stimați colegi, domnule Tristanu, înainte de a intra în subiect, vreau să vă și felicit, părinte, pentru construcția și pentru monumentul pe care îl faceți la noi în comună. Domnule, la felicitări sunt alina salutătorilor. Tu știi, la fel de că ai crescut odată cu biserica, știi ce nu s-a implicat și m-a micat, așa, tipul tău acolo. Și mare parte din cei care sunt aici la masa aceasta, pentru că biserica de la Răzășie este exprimarea unei dorințe colective a măgurenilor de a se construi. N-am știut, în schimb, că vor veni vremuri atât de grele, și că noi, din punct de vedere bisericesc ortodox, mă refer, stăm în umbra catedralei de la Bacău și acel proiect trebuie finalizat. Și din cauza aceasta ajungem în postura de a veni și a solicita către Consiliul Local, în speță către domniile voastre, un pic de ajutor. Noi nu solicităm, sunt comune, aici nu este posibil, dar sunt comune care ele, prin Consiliul Local, au ridicat biserici, pentru că sunt ale comunității. Da. Comuna Dofteana și-a ridicat 4 biserici. Veți spune, da, un buget mare, dar v-ați pus întrebarea că poate de-aia i-a ajutat Dumnezeu să aibă buget mare, că își pun și problema aceasta a prezenței lui Dumnezeu în comunitate. Așa. Domnule Boale, vă respect decizia și chiar da, mulțumesc din tot chiar bine că a susținut-o, însă nu pot fi de acord cu dumneavoastră, pentru că dacă e să împărțim suma asta pe luni, e vorba de 4.000 de lei pe lună. Dacă e să calculăm o persoană cu dările la stat, dacă e să fie angajat acolo, să aibă grijă de tot ceea ce înseamnă biserică, poate nu ajung banii ăștia. De asta v-aș ruga, stimați colegi, să supunem la vot, să lăsăm proiect de hotărâre așa cum este. Și dacă vreți să vă ajutăm cât mai mult, cu mare drag, părinte, însă e vorba și de o listă de investiții pe care o avem de rulare și avem și alte probleme arzătoare în comun. Însă nu mă ajutați pe mine, ne ajutăm pe noi. Ne ajutăm că de la începutul anului până acum au fost 22 de mărunte. De la băieți tineri de 38 de ani, la care a venit soacra și a spus, părinte, nu mă lăsați, curtea, au rămas două fetiți orfane. Haideți să-i facem o mormântare. Și nu i-am solicitat, doamne, respective, vă pot da și numele, n-aș vrea să discutăm despre în Consiliul Local, nici o sumă pentru faptul că am venit în ajutorul ei. Și altora care au nevoie și apelează, sunt diverse forme la biserică. Biserica nu înseamnă numai clădirea de acolo, de sus. Și dacă cineva l-a solicitat pe părinte, să mergem la spital, să mergem la farmacie, să mergem la un control, nu știu de care, am o problemă cu copilul la școală, pentru toți am încercat noi, biserica și oamenii care sunt acolo, vorbesc o întreagă echipă, care, să știți, vin benevol sau de multe ori cu bănuțul lor din buzunar și caută să facă viabilă viața religioasă aici la Măgura. Domnul Tala, vă mulțumesc că în încheiere vreau să vă zic că sunt niște monumente care sunt ale noastre și trebuie și ajutați. Vă mulțumesc. Domnul Tala, mulțumesc. Vă dau un interes public. Pot să vorbesc legat de sumele care sunt. Vorbim despre biserică. Și după aia îmi dați voie să vorbesc... Păi nu, terminăm cu părintele și de unde am început, da? De unde a rămas. Da, și eu sunt de acord cu propunerea care este că această parohie trebuie, că este în construcție și trebuie să... Chiar dacă noi suntem colegi de partid și nu știu, fiecare are... Vreau să fac o precizare, colegul meu nu este împotrivă să dea bani la biserică. Deci nu, pentru că și
Dar eu nu cred asta, nu înțeles. Nu, deci că să nu înțelegeți asta. Dar n-a spus că nu-i de acord. Înțeles, adică el a zis că să trebuie să dăm la plus ca și niște copiii noștri. Și poate fi și trebuie să fie împotrivă, la fel de mult puțin de mâncă. Nu trebuie să fie niciodată, nici toată lumea de acord. Așa. Deci și eu sunt de acord că se, cu această sumă de aici, care sunt 50.000 de cu paroiema Gurătoi și 25.000 pentru celălalt, așa este o sumă rezonabilă, care este foarte, foarte, foarte bună. Punctuală, punctuală în timpul oamenii. Dacă vorba ai venit, domnilor lor, cu solicitări punctuale, așa cum a venit părintele, la domnule, fără cum ai secundă. Cum ați secundă? Care a spus, domnule, am nevoie de... am găsit niște operatoare, convertoare pentru încălzire, care nu costă decât 10 lei. Am răspuns punctual și atunci. Vom face la fel în continuare. Îi cheltuiesc bine concretizate. Dacă mai e nevoie la altceva, mai concretăm, mai vedem. Da. Dar chestia asta, doamne, dăm în mod legal, nu cred. Acolo e informare, oamenilor, doar nu de... Da. Știți fiecare ce înseamnă construcție. Da. Fiecare biserică are problemele ei și cu siguranță și la Crehan trebuie să rezolvăm o dată cu drumul ăla, domnul primar, care a spus că... Doamne, e problema de concretă. Și la Sobodon, și la Deam Mare sunt probleme, e făcut cu Nivenceu și așa mai departe. Fiecare are și la Părintele de oraș. Biserica este în construcție și trebuie să mulți bani. Bun. Noi aici nu avem... eu cred. Pot să avem și eu cu niște propuneri, când mai sunt... avem foarte multe nevoi și la înaltă cu învățământ și în dezvoltare, și la gază, și la propunul sus. Dar propun că sunt anumite sume pe care eu cred că n-au ce căuta aici în acest buget, pe care... Ajungem la ele. Da, să ne ajungem la ele. Pe care trebuie, zic, să o să ajungem la ele. Fie la învățământ, fie la învățământ. Da. Mulțumesc, domnul Sărbăță. Stimați colegi, eu cunosc, zic eu, foarte bine situația de la biserica din parohia. Sursele atrase de părinți și echipa de acolo este mult mai mare. E comparabil cu ce am dat noi, ca și Consiliul Local, la finanțare și până acum. Aceasta este o grupă de bani care o dăm. Repartizarea făcută de domnul primar nu reflectă realitatea. Aici trebuie 1 miliard de dat. Nu că, o secundă, nu că n-ar avea celălalt din biserici nevoie. Dar una este un bun terminat și alta este să ai un bun în construcții, de o asemenea amploare. Vreau să mai spun și altceva. Fiecare dintre noi am fost în țară, în țara asta noastră frumoasă, la diferite locașuri de cult. Și am plecat foarte mulțumesc de acolo când am văzut ce a făcut Ștefan cel Mare, când am văzut câte biserici a făcut Ștefan cel Mare, când am văzut ce au făcut alții. Ce frumuseți! E rândul nostru să facem o frumuseți. Avem frumuseți gata făcute, pe care trebuie să le întreținem, și avem alte frumuseți pe care trebuie să o producem. Depinde și de noi, în mică, mare, în mică măsură, nu în mare măsură, că vedeți că e subțire bugetul, ca să contribuim. Așa că să fim înțelepți, să nu ne mai lovim de unii de altele și să hotărâm ca atare. Mulțumesc. Am înțeles. Altcineva pe subiectul, da, domnul Dumnezeu. Eu personal nu pot ca să fiu contra sau pot ca să iau în discuție lucrurile pe care le văd că sunt importante și mai ales că sunt pentru noi. Și exact cum spuneau fiecare, deci dacă totuși suntem aici consilieri la momentul actual, în timp, mulți dintre cei care vor veni în urma noastră se vor întreba modul în care am participat, pentru că i-am reprezentat și ce am făcut. Iar eu cred că biserica este una dintre părți sau monumentul pe care normal oricine îl vede, oricine se gândește la el și mai mult de atât eu consider că chiar că este puțin suma de 500, de 50.000. Iar dacă, ca să pun ca propunere, având în vedere proiectul pe mediu care ar putea ca să ne aduc, să aducă bani fără să cheltuim sume din bugetul local la 100.000, eu mai rămas vreo 40, să punem încă 40 pentru biserica de la Răzășie. Deci asta e pentru moment. După aia eu îmi discut problema care o am când iau cuvântul. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe marginea banilor pentru biserică? Dacă nu vă supun aprobării, e sumele așa cum au fost prinse ele în buget. Cine este pentru? Nu mă arăt cineva? Eu sunt contra. Eu.
A, împotrivă? Da, o să fie pe. Dar n-am propus. A, contra, abține? Dacă am propus. Am înțeles, da. Abține? Nu știu acum la aia. Nu vrei să am atât, dacă am propus... O propus în micul da. Dacă nu s-a pus ca să votez... Nu, dar să vă strici! Trebuie să pus la vot în propunerea domnului Tristaru? Nu, da. Nu, domnule, dar nu pe roșcanie, pe românești. Da, da, da. Deci domnul Tristaru a făcut un amendament. Da, domnule, am înțeles. Dar s-a votat în unanimitate sumele în forma care sunt și acum trebuie votat și amendament. Terminat discuție. Dacă e unanimitate, ce să mai votăm? Adică să înțeleagă toată lumea ce sume s-au propus. Ce sume s-au propus. Dar știți că am mai trecut. Noi n-am mai trecut. Sunt 25-50 la biserică. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu cu un rugăminte, să mai am rugăminte la domnul Evasie. Atunci când s-a hotărât construcția de biserică, s-a propus un hram nou. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Un hram care este doar la Măgura, din zona Bacău. S-a văzut că a fost o măsură de succes și acum protopopiatul Onești și-a cerut voie și-a împrumutat. Lumesc, când de ghilimele, protopopiatul Onești a cerut voie și am împrumutat de la noi acest hram. Deci, sediul protopopiatului Onești are alocat de acum 2 ani, sau are menit de acum 2 ani același hram, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Dar e la Onești. Pe zona Bacăului, pe zona Romanului, nu mai există alt hram ca acest hram, 8 mai. E un hram nou, mai sunt și domnul consilieri noi, și pentru ei, dar și pentru cei cu care ne știm de atâția ani, vin cu rugămintea de a participa cu toții, tot personalul primării, tot personalul de la școală, la bucuria acestui hram. De ce vă spun lucrul acesta? Se va apropia perioada electorală. Și eu vreau să fac astăzi, în februarie, invitația pentru toți membrii Consiliului Parohial, indiferent sub auspiciile lui Drapel, sunt înregimentați, și pentru prietenii lor. Puteți să veniți cu 50 de prieteni la hram. E bucuria noastră a tuturor. Să ne trimite partidul la mine, să stau de vorbă cu el sau să-i spui partidului să facă lui mama sau la tata pomenirea de 40 de zile. Asta e răzgândul. Ideea care e, ca să deschidem un pic atmosfera, așa e invitația la hram și chiar ne pregătim în sensul acesta. Și aș avea rugămintea la dumneavoastră, pentru că am mai discutat aspectul acesta. Având în vedere că asfaltul este tocmai picare de finalizare în sectorul Răzășii, la dumneavoastră, și am mai discutat. Și este bine să-i spunem și domnilor consilieri, părerea noastră și punctul nostru de vedere vis-a-vis de fântâna de la Moară, pe care ne dorim să o transformăm într-o troiță. Într-o troiță. Să facem o troiță de așa, că este în părăsire, este, să zic așa, scurcată zi și noapte de tot felul de indivizi care se adăpostesc acolo, își mai fac nevoile sau ce mai fac acolo. Eu cred că ar arăta foarte bine acolo și unde este poziționat, având în vedere că vine asfaltul acum, să ne apucăm de... Eu știu să demarăm un pic acolo proiectul ăsta, ca să spunem așa, nu avem identificat în domeniul public funcționat. Dar cred că o putem face cu sprijinul cetățenilor din comun, al nostru, a fiecare dintre noi, cei care doresc să implice, să facem din fântâna părăsită, să facem un lucru plăcut vederii și nu numai vederii și suferi. Mulțumesc că ne dați această ocazie nouă comunității și în special bisericii de a repara lucruri și de a le așeza în ferescul lor. Ați pomenit de asfalt. Să știți că atunci când a venit solicitarea și din partea primăriei și din partea societății care efectuează lucrarea acolo, ne-am bucurat și chiar le-am oferit spațiul locativ semnând curtea bisericii tuturor celor care lucrează acolo, curent, masă și tot ceea ce au avut nevoie. Apropo de implicarea bisericii,
în societatea din care facem parte. De câte ori domnul inginer a avut o solicitare și mulțumesc pe această cale lui și tuturor celor ce s-au ostenit pentru noi, au venit și au stat de vorbă cu preotul, cu episcopul, cu consiliul parohial și am găsit acolo soluții punctuale pentru fiecare problemă care a fost ridicată. De exemplu, spuneau, părinte, să ne faceți o notă să plătim curentul. Zic, nu, curentul plătește comunitatea, dumneavoastră turnați asfalt în comunitate. Nu era frumos să le punem acolo la socoteală sau hai să vă plătim apă sau alte lucruri. Nu se poate lucrul acesta. Apropo despre necesitatea unui local și locul. Cu mare drag, noi am mai avut discuții vis-a-vis de fântâna aceea de la Moară, cu mare drag acordăm și noi parohia Mângura 2 și cei ce locuiesc, nu numai în Mângura 2, ci și în Mângura în general, sprijin pentru lucrarea aceasta, dar nu putem face singuri. Deci nu putem face noi parohia. Haideți să facem împreună. Haideți să facem împreună. În același timp, acolo, în zona respectivă, și știți că v-am mai zis și... Dar m-am zis și acum, domnul. O secundă durează, domnule. Hai, e vorba de o idee foarte bună pentru comunitate. Eu aș vedea... Și eu aș vedea două idei mai bune. Zona aia, un sângeratoriu mai degrabă decât o troiță, mai degrabă să... E vorba de fântâna. E vorba de fântâna care deja există și care e în margine. Da, domnul, da, scurt, și haideți să vă rog. Scurt, domnule, ați văzut că sunteți final și mă vorbesc. Da, întotdeauna. Nici unul de ăsta. Vreau să este foarte bună... Îmi dați voie să vorbesc, mulțumesc. Este foarte bună propunerea de domnul Gară, mai că avem o problemă. Dacă fântâna este băgată în inventarul comun, păi dacă nu este băgată, nu putem. Cum sunt și celelalte... Dar tocmai specificat, dragă, nu cu aportul bugetului local. Înțeles, dar trebuie să fie da, domnule, haideți să încheiem. Am înțeles, domnule. Să facem... Da, mulțumim. Ca să vreți să o faci. Vorbe de accidentul trebuie să fac putin ca să trucim obiectivul ăsta la lucru. Acum e vorba ceva. Supără pe cineva dacă acolo locul fântânii peste ceva timp va fi o altă. Nu, e vorba de juridic, domnul părinte. Am înțeles. Pentru că trebuie băgat în tine inventarul comunii, pentru că... Domnul Dala, hai că o discutăm mai la de simpări în tine. Dar nu se văd nimeni că acolo locul cântării. Hai să... Nu, dar cel mai corect și mai corect. Nu discutăm despre ce e domeniul public, într-a doilea rând. Cel mai corect este o răspite, este o bifurcație și este o cruce. Cel mai bun e să facem un monument frumos acolo la mare, unde să opreți toți, e cel mai... Nu ca să facă la dos, ca să ducă Doamne ferici să pișe, că omul n-are minte și nu gândește la Dumnezeu. Pe asta face acum. Deci nu vă spun, dar asta face. Dar facem un monument frumos pentru că e răscruce și este o cruce acolo. Ca fiecare să facă și o cruce. Și eu să fii mai corect. Facem monumentul și aia o anulăm. Da, mulțumesc! Părinte, mai aveți ceva de adăugat? Nu, mulțumesc. Continuăm discuțiile noastre. Deci era scris la cuvânt... Nu, eu am aici, când o să-mi dă rând. Păi nu, dar erai la... Acum. Bun. Uite, eu la mine cu bugetul ăsta, și vă spun la toți, cu toată responsabilitatea, când se trimite un buget, nu sunt niște hârtii, domnule, aduceți, domnule, documente justificative din cifre, domnule. Mă duc acasă și mă trezesc că nu mi-e așa cum trebuie. Băi, zic, ce fac? Am venit joi. Domnule, e bugetul, domnule, nu toți oamenii nu vede, nu credeți că toți stau să duc acasă și nu se uită să vadă ce scrie acolo. Deci am verificat, am venit, am spus, dar pentru viitor, nu vreau cu răutate, dar vreau ca să fim responsabili pentru ce se întâmplă, că ăștia sunt banii comuni. Și să venim exact cu date concrete și deci reale. La capitolul ăla, acolo ați văzut că este 36.000, deci este 37, 10.000 de lei. Mă refer la unde avem la ce avem noi sumile alea prinsă la ADIS, ADIS-ul așa, ADIB-ul, flyer de Galo, flyer de Bistriții, deci în total este... Păi mai puțin, deci la total nu-ți mai ies dacă îți 36 față de 37 cât este în buget. Deci în funcționare la 51.02 autorități executive. Deci la pagina numărul 2. După aia, eu vin cu o propunere. Vă rog frumos, domnilor consilieri, nu mai... Eu vin cu o propunere, pentru că noi trebuie să gândim că suntem într-o secetă pe care normal nimeni poate că nu dorește, știu că nu dorește, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să gândim.
gândim pentru ce normal s-ar putea întâmpla. Și atunci, nu s-au prins, dacă crabul, deocamdată, încă nu ne preia, și vedem că nu ne preia, și știu din surse că ei nu ne vor lua. Noi vom consuma, vom cheltui bani, cum am cheltuit și până acum, crabul nu va bine ca să investească, iar părerea mea este că deci din 2016, cu suma care a fost 4 miliarde pentru a construi casa aia de apă sus în dealul mare, să căutăm surse de finanțare și chiar ar fi, la nivel de buget, să facem o casă de apă. Asta va fi mult mai prioritară decât ceea ce normal spunem noi una și alta. Poate să fie. Concret, de unde și... Concret, eu v-am spus suma prea mare, dar barem să prindem ceva pentru capitolul ăsta, barem cel puțin să ne apucăm să facem o documentație. Mă refer la drumurile astea de primă urgență. Sunt foarte bune. Discutând cu referitor la drumurile astea de primă urgență, sunt 135, 1.350.000. Nu că să-i luăm toți. Lăsăm și acolo, lăsăm bani și acolo. Dar eu cred că aceste drumuri nu se vor face, iar ceea ce am discutat, dacă nu sunt utilități, automat nici nu se va putea construi acele drumuri, mai ales că, la nivel de țară, sunt multe drumuri prioritare, tot pentru partea de investiții, în care, normal, nu cred că noi vom putea ca să ajungem să-l facem, pentru o campanie electorală să facem. Domnul Dreșaru! Deci, avem 135 de mii aici, eu zic la capitolul 71.01.30. La capitolul 84 se referă. La capitolul general, dar la 71.01.30 este 175, care 40 este pentru Cușbic, pentru drumul din Cușbic, pentru documentații, aia o lăsăm, iar în partea cealaltă sunt 135. Luăm 100 de aici și ducem la o casă de apă. Domnul, deci, hai ca să gândim omenește. Cred că formam discuția asta niște. Da? Asta mai mult. Dacă vă uitați, lista de investiții la capitolul 14, vedeți lucrări de investiții cuprinse în lista minimă de lucrări de crab, înainte de predarea serviciului. Avem 1.400.000, tocmai pentru lucrurile astea. Și exact ceea ce a spus dumneavoastră, asta facem. Ce facem acum 1.400.000? Când puteam să luăm de aici unul și facem 2? Tocmai am aprobat în ședința ulterioară aprobarea instrumentării și dobit documentații pentru lucrurile astea. Exact. De cinci odată, vă rog frumos. De cinci odată să rămânem calibrați, să rămânem cu banii ăștia. Aveți rost banii ăștia acolo. Păi spune domnul primar că sunt bani prinși. Păi sunt, dacă vă dat la... Este 140, mai prindem de la iluminat de aici, poți să fii primeri. Mai luăm de aici încă 40 sau 60 cât o rămas și ducem tot la 60, ducem tot la crap, pentru că casa de apă e mai importantă. Și mai luăm de la reabilitare drumuri de primă urgență. Dar rămâne așa. Dar nu o să fie... Domnul Dreșaru, vă rog frumos, spuneți-mi exact ce să scrie, da. Domnule. Deci scrieți acolo, de la 100, de la iluminat, modernizare. De la iluminat, să mai luăm încă 60. Deci de la 71.01.30. Da. Cât să mai luăm? 60. Deci tot, da? Nu, e 100 acolo. Păi da, 40 40 i-am dat și am reținut 40. Și ducem unde? La 71.01.30. Nu. La propunerea dumneavoastră, la casa de apă. La casa de apă mai sus. Domnilor consilieri, dăm dovadă de serioritate sau nu? Mai sus. E același ca un om dintre eu sunt obligat să spun aprobării, propunea domnului. E același capitol. Pentru că dumneavoastră, dar vorbim despre un buget, domnule, care a fost alcătuit prin un TV, că lumea ce facem aici? Despre ce vorbim? Nu mi-a spus încă. Facem la cea cu acea bugetul ăsta? La același capitol. Pentru că domnul Traistanu vrea pasina cu și unde doresc pasina. Domnul președinte. Păi da, e pasina. Domnul Traistanu, nu pot
71 0 1 30. Da, deci luăm 60 și ducem tot acolo, tot la același capitol, 71 0 1 30. Numai e pe investiții la CRAB. Lucrări CRAB. Da. Bun. Alte propuneri mai aveți? Da. Eu, apă, deocamdată, să le iasă. Vă supun aprobării propunerea lui domnul Trăistaru. Restul de 60.000 de la Iluminat Public să-i ducem la CRAB pentru... Vreau înainte de acum, aici vă fac o propunere. Vă rog. Haideți ca să identificăm și unde care le-am. Să identificăm propunerile la fiecare. Le tragem undeva. După aceea spunem adică... Nu reușim. Nu reușim. Deci sunt condiții în care vom lucra, așa cum spune domnul Beruș, cum spune toată lumea, de fapt, că ceva nu descoperi dumneavoastră lui Roata, acum că-i rotund. Astea sunt publici în informații, s-au făcut publicații pe toate paginile de, eu știu, de socializare și media și visii, tot, că se deschid linii de finanțare prin luna public. Băi, oameni, avem nevoie de documentație, acolo despre ce vorbim. Da, domnul Marta, să... Pusul așa acolo, zi, nu știu, poate să ce vreau. Vă rog, pune Dumnezeu să vedeți la cuvânt. Dar astea, nu s-a sabirat, ții, măi, oameni. Deci, domnul Trăistaru, supun la vot propunerea lui domnul Trăistaru. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. 4 pentru, împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abțineri. Mulțumesc. Deci cunosc, e problema cu oameni aici. Da. Cine să mai scrie la cuvânt? Vă rog frumos, domnilor consilieri, vă rog frumos să vă scrieți la cuvânt și să vorbiți în linie. Domnul Talal. Mulțumesc. 2 minute. Doamna președinte, vă rog, nu am ținut cont de cele două minute, vreau să vă spun așa, când un consilier vorbește, haideți, domnul Bine, vă rog să lăsați, să-l ascultați, să notați, și după ce termină să-i răspundeți. După aia iese un haos și spuneți, doamne, că dumneavoastră credea să auzi, pentru că vorbiți neîntrebat. Asta e lucru. Da, vă rog, domnul Tala, haideți, vă subiect. Am înțeles. Am observat că orice consilier care vine cu o propunere și nu știu ce, domnul primar zice că este campanie electorală și așa mai departe, ca și cum... Da, trece peste chestia asta și peste propunerea colegului meu care a venit și eu știam legat de mediu, pentru că se deschid acum, peste două săptămâni se deschid sesiunea de finanțare și eu zic să așteptăm. Am adunat aici niște sume, cred că l-au sesizat și alții aici, legat de asociații și fundații și cu contribuția la GAP, contribuția la asociații, așa, și erau 37 de mii, când l-am adunat, conform cifrelor, au dat 36 de mii, deci este o greșeală de 1.000 de euro. Nu, am explicat că la câteva asociații, pentru anul ăsta, nu au venit cu cotizația anuală. Înțelegeți? Deci e posibil să se mărească. Atunci trebuia să scrieți... Nu să scriu, dar nu pot să apar așa în... M-ați întrebat? Aparență. Dar haideți să vă spun, dumneavoastră a spus să ieși niște sume și dacă le adun, nu, da. Și atunci trebuia să mai puneți încă o proteză, 10.000, nu știu care. A, nu știu ce, da. Dar n-am cum. Păi și cum să scriu? Dar nu poți să apară într-o anexă că are rezerve sau ce? Păi nu știu, doamna, dar sumele astea care le-ați propus aici nu dau 37.000, dau 36.000. Dar nu vreau să te ride. Ideea este că se conduce anume, la general. La general poți să fie în plus ca să-ți acoperi, că este un estimativ. Am înțeles, nu face documentul, dar vreau că domnul Matei să ați trebuit. Doamna contabil, cred că dumneavoastră e dreptate. Ar trebui să treceți alte sume. Nu înțeles. Ceva la genul ăsta. Am dreptat pe dumneavoastră, 8.000 de lei, alte sume, da. Eu știu, pentru... pentru... Spune că îți scapă acum. Alte sume pentru ce plătim noi, cotizații și... Adică ar trebui, dar are dreptate, domnul ăla. Trebuia specificat clar. Păi faceți mențiunea, pentru că dacă A cu B nu ies la socoteală, nu-i bine. Doar e matematica aici, nu trebuie cu cifre, nu? Da. Vă rog, domnul Tala, continuați. Capitolul învățământ la programul social s-au alocat 30.000 mai mult cu justificarea că meniul de 7 lei este... E de 7 lei și așa. Dați-mi voie. Da. Și
Și pe aia vorbim doar să cântăriți. Și eu zic că este puțin, dar mai vine o propunere, nu știu care, zic să mai sugerentăm în 30 de mii și vă spun și domnul. Tot de la Iluminat, unde a propus domnul așa, să luăm 60 de mii, să-i băgăm acolo ca să cuprindem cât mai mulți elevi. Adică nu este corect că 10 mii elevi, pentru că știți foarte bine că foarte mulți elevi din comuna Măgura sunt, provin niște familii cu venit mic. Și nu este corect că să punem la 10 sau 20 de copii și... Am înțeles, domnul Talaru. Haideți... Da. Deci propunerea mea pe următor, să dăm 60 de mii, să-i punem... De unde? De la... Deci propunerea domnului Talaru, de la capitolul 710130, să luăm și pe învățământ. Și să-i dăm la... Învățământ, la... Ai, la educație pentru fiecare. Nu am picuți, domnul Talaru. Vă rog și vă rog să o supuneți la vot. Da, ce mai aveți? Domnul Tala, poți să vă răspund? Dacă nu... Avem proiectul acesta social, pe care l-ați aprobat dumneavoastră și care stabilește clar un număr de elevi și anumite criterii în baza cărora. Ascultați-mă, da? Adică nu putem să-i cuprindem pe toți. Da. N-avem cum, chiar dacă ne-am dorit. Sunt anumite criterii stabilite în baza cărora copiii aceștia au acces sau nu la programul ăsta, adică și noi ne-am dorit să dăm la altul, eu știu, să-i cuprinde pe toți, dar nu se poate. Tocmai din altul, de asta se numește. De asta se numește așa, programul social. De acord cu dumneavoastră, cu 7 lei, 10%. Și vreau să se zice de acord. Dar trebuie de ce mai 10 lei. Dar asta fac conforta. Un proiect de hotărâri, privind majorarea sumei. Dar ceea ce propuneți de asta, nu stă nici mai, trebuie să luăm de la capăt. Ascultați-mă să termin, domnule. Să luăm la capă să facem un alt proiect de hotărâre, să schimbăm criterii, să facem tot. Care nu știu cât va fi de acceptat sau cât va încadra în legii. Pe anul după vin, încadrarea legii. Îți spun prea locate și eu îmi doresc. Da, dumneavoastră, când ați făcut, țin minte și am filmarea și am s-o postez, când ați venit, dați-mi voi. Vă rog. Când ați venit cu acest proiect, ați spus că este un proiect pilot că, și v-am spus că sunt foarte puțini copii aici. Și așa o să-i mai extindem numărul lor. Acum vine și spuneți altceva. Bun, nu ducem acolo, ducem la premii la elevi. Bun? Nu. Nu-i dumneavoastră, vorbesc cu domnul președinte. Vă rog să supuneți la vot. Vă rog să supuneți la vot. Deci unde-i ducem? Deci, vă rog frumos, să punem 30.000 din aia 60 la programul ăla cu școală după jocul. A, deci 30.000 vreți la educație pentru fiecare. Și tot la educație, 30.000 să punem la premii la elevi. Vă rog frumos, domnilor colegi. Deci, domnul Talal propune să luăm 60.000 de la 710130, să dăm 30.000 la educații pentru fiecare. Deci să ne luăm la Iluminat, practic să rămân fără niciun bani, să înțeleg. Domnul Cristian, nu-i mă este pentru? Deci ați renunțat la primul, da? Păi nu, da! Am renunțat și am spus că împărțim suma... Încă o dată, cine este pentru? Deci încă o dată, 30.000 la educații pentru fiecare, cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Mulțumesc! A doua propunere. 30.000 pentru premii. Cine este pentru? 1, 2, 3. Mulțumesc! Domnul Talal, următoarea propunere. Mai aveți? V-ați cam terminat timp. Ați terminat cartușul. Haideți să vă spun. Deci nu îmi spuneți că nu ne-am vorbit jumătate de ori fără pe cameră, da? Da, hai pe sută. Cine se mai înscrie la vot? Nu, n-am terminat, deci, se vede că funcționează un USL mai larg aici. Da, așa. Eu vă felicit de toți pentru că aveți grijă de copiii noștri și în loc să... Dar dați-mi voi, mai am un pic. Nu vă felicit. Hai, vă rog să vă felicit. Iar că sunteți de acord că nu v-am voi. Da, mai am încă o... așa și închei. Vă rog. Când domnul primar a forțat predarea apei către CRAP, când era atunci în lap cu PSD-ul și... Are legătură cu bugetul. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Când era așa și când a ieșit afară și a sunat pe domnul... Dați-mi voie, are legătură, da. Nu, dați-mi voie, vorbesc cu domnul președinte. Haideți să vă ascultăm. Când a vorbit cu domnul președinte, chiar ați vorbit... Hai, țineți minte, domnul Chitic, când v-au sunat și... Țineți minte, e filmată ședința. Și l-am întrebat atunci la acea ședință,
Doamne, dar de ce dați la condiții? N-ați făcut, știți foarte bine, că trebuie dat prin licitație. Și eu spus că oricum nu s-a investit bani mulți. Și zic, dar și cât credeți că o să investim? Erau în jur de 30.000 de lei. Acum văd că anul trecut s-au băgat 1 miliard sau peste 1 miliard. Anul ăsta este, deci, 1 miliard 400 și este foarte bine că se bagă. Pe mine, eu nu sunt împotriva acestei sume. Sunt împotriva modul cum se mint. Atât. Mulțumesc. Da. Domnul Brânză. Poți să vă răspund sau nu știu ce vreau vă rog frumos, domnul adresar. Având în vedere forma de adresare a domnului Talal față de noi, mă simt ofensat. Eu mă consider consilier ales de drept al comunei. Nu am fost ales pe cârnați expirați, sau pe mâncare, sau pe băutură, sau pe bani. Și nu permit nimănui, nu permit nimănui să fim, să fim abordați cum suntem abordați. De, nu am jignit niciun coleg, nu l-am jignit și nu jignesc nici pe domnul Talal, dar nu mai pot permite la infinit să fim, să fac școala personală. Dar ce ne va jigni, domnul? Nu fac conversații cu dumneavoastră. V-a spus că e firmarea, domnul. E punctul meu de vedere. În ceea ce privește alocarea de fonduri pentru... A spus aici pentru Crăciun, nu pentru Crăciun. Banii sunt pentru Comuna Măgura, pentru sistemul de apă și canalizare a Comunei Măgura. La ora la care domnul primar a apreciat că era nevoie de 30.000 de lei, a propus 30.000 de lei și la timpul ăla era nevoie de 30.000 de lei. Acum, apropo de ce spunea și postul domn primar, acum e nevoie de mai mulți bani. De ce? V-am explicat la ședințele pe comisii. Apele Române ne-a spus, începând de ieri, nu mai aveți voie să folosiți. Dar ne-ați mai spus treaba asta, da, ne-ați spus licența. Să știi de ce ajungem acolo. Nu mai putem folosi apele de suprafață de... Îți povestiți și de adâncimea puțului și de toate. Asta este vorba. Asta ce presupune? Că la ora asta noi trebuie să folosim un alt puț sau două puțuri, să facem și un depozit suprateran, ca să avem necesarul de apă, să satisfacem necesarul de apă al comunului. Și sunt mai ales. Mulțumesc. Domnul Dăscălescu. Domnul Talal, vă rog. Cred că la replică nu vrea să vă rog. La replică, o să vă dau eu drept la replică, domnul Talal, și vă atrag atenția, în mod foarte serios, să nu ne mai jigniți. Noi nu facem chermeze, noi nu suntem, nu suntem coordonați politic de nimeni, da? Și vă ați la vă rog. Toată lumea fură, toată lumea învăță. A venit un arab, așa te exprimă dumneata, nu eu. A venit un arab care vrea să facă ce nu au făcut alții în 30 de ani. Nu așa ai spus? Așa ai spus. Da, am filmat. Da? Așa ai spus. Da, da, este adevărat. Așa ai spus, domnule. Da, domnule, da. Acum să faci mai din discuție. Nu, ca idee. Și am să fac, am să fac. Am zis, da. De ce ai idee? Pentru că vreau să zic că lumea, măi, domnule, a venit un arab și-a făcut nou. Da, da, și unde v-am jignit aici? Da, domnule, nu toată lumea, toată lumea. Eu chiar sunt jignit, pentru că știu că am făcut niște lucruri și dacă nu știam, nu era făcut. Păi da, am avut o bătrână. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, dar dacă ești de arabi, eu te jignesc, nu? Nu. Păi și atunci, nu. Dar cu ce v-am jignit? Dacă zic că-s român, mă jignesc. Da, domnule, m-a întrebat omul și am zis da, domnule. Domnul Dăscălescu. Da, mulțumesc, domnul președinte. Aș avea și o propunere, dacă îmi permiteți, dacă sunteți de acord. După știți, pe Vale, în zona Domnului există o problemă care trenează de cel puțin 10 ani, 2010. Există un pod acolo care afectează cel puțin 20 de gospodării numărate pe propunerea mea este ca să prindem... Dar nu știu, revin și acolo așa, la domnul... Dar de ce? Dar e studiu pentru podul pe Vale. Dacă tot avem o problemă acolo, sigur... Studiu, dacă domnul Berușu era mai, așa, mai calat, mai obiectiv, aici trebuia să se accentueze, nu pe alte... Am lucrat domnul primar, ca să repede... Vă rog, vă rog frumos, domnul Berușu. După sfârșit, nu sunt de acum acasă. Înțeleg săgeata dumneavoastră, dar am văzut la ce am trecut și nu vreau să-mi pun vecinii și cetățenii în cap.
Deși nu există, domnule Beruș, dacă toată ați avut intervenit, un studiu de oportunitate trebuie să faceți înainte și un punct de vedere de la Alpile Române. Eu nu cred că vă dă dumneavoastră accent ca român, pod în cascadă, o succesiune de poduri, 8 metri cu un pod, la domnul colonel, nu știu ce să faceți. Vă rog, să un punct de vedere de la tine. Asta e treaba lui Beruș. Asta o faci domnul Beruș. Ați înscris la credul și știu, da. Să revin la așa. Pentru dezafectare și reapăsare și reconstruire pot de acolo. Trebuie să facem ceva. Nu vă ascund că acolo este problemă vis-a-vis din proprietate. Să știți, discutăm deschid și real. Podul pleacă de pe proprietatea domnului Arsenie, ajunge pe proprietatea domnului Arsenie. Nu e simplu. Nu e simplu. Va trebui să avem acordul dumnealui. Să dezafectăm podul ăla, să-l scoatem, pentru că știți cu toții problema pe care o are, în afară de cele 20 de familii care sunt inundate vremea, datorită podului, care o are domnul Geo Marcu în mod special. Dacă mai vine o viitură, cum a fost cea din 2016, efectiv îl desfințează, îi surpă malul până sub casă. Într-adevăr, trebuie să intervenim acolo. E bună intervenția dumneavoastră. Dacă sunteți de acord și credeți că este oportun, putem folosi și cei 40.000 pentru studii, pentru ce vreți dumneavoastră. Nu am nimic împotrivă. Adică să înlăturăm o situație în care îi pericol vieți. N-am nimic cu... Trebuie să vorbim, dar cei care sunt vizați, domnul Beruș, nu sunt înțelegeți. Nu am nimic împotrivă să facem studii, să facem tot. Vă rog frumos! Problema este că mă uit de fiecare dată, v-am spus la același lucru, mă uit de aici în interior. Ăștia-s banii oamenilor. Dacă am avea bani în excedent, am avea bani de zdui, am face și poduri la fiecare în fața acolo, sau la fiecare stradă. Dar nu-i. Asta e realitatea. Colegul Sorin, să știți că eu, domnul Părinț. Domnul Beruș, când va bine la sfârșitată să tragă? Păi nu, a terminat dumneavoastră. Nu, 250.000. Aș putea doar să propun ca să deschidem acel capitol cu o sumă de 50.000 de lei. Uite, i-a adăugat și al dumneavoastră la aia 40, facem de mai punem un cu 50.000 din capitolul de iluminat și așa nu prea mai insistă. De unde? Din capitolul de iluminat. Deci, nu mă dat. Dar să uităm ceva, avem 60.000 aici. Păi da, avem 60.000. Deci, din 71.01 să mai luăm 50.000, să deschidem un capitol pe care... Doamne, lăsați-mă să spun vreo frumos. Propun să deschidem un capitol nou pe proiectul care îmi propune colegul Sorin Dăscălescu și să știi, Sorin, că eu sunt de acord, dacă vrei să vii în sprijinul proiectului pe care eu l-am propus, sunt de acord, nu-i proiectul meu, e proiectul Consiliului Local, n-am asumat cu toții. Eu am identificat o problemă. Eu am identificat o problemă, am adus-o în Consiliul Local, am transformat-o într-un proiect, asta e puterea pe care l-am. Mai departe, ține de domnul primar să facă pașii necesari, nu de mine. Are dreptate și domnul primar, să uităm cu altul fel. Păi nu, eu de aia 40.000 pe care i-am pus inițial, sunt bugetat. Dacă nu s-a făcut un an de zile, este că eu problemă undeva. Eu am pus acum încă 50.000 și deschid un capitol separat. Sunteți generos. Eu propun așa, nu pot să nu vin în sprijinul solicitării colegului nostru, că chiar este o problemă acolo care trebuie să înlăturată, în primul rând. După aia ne gândim la construcția podului, să vedem în ce măsură reușim să facem un alt pod acolo, pentru că cine renunță la un pod, va vrea cu siguranță să aibă care de acces cu siguranță, nu? Renunț la pod, vreau un pod. Mai luăm la capitolul drumului, avem la capitolul drumului, mai luăm 25.000 de
de acolo. Sau facem primar, sunt importante. 25.000 de acolo și adăugăm la cei 40 al lui Lucian. Și vedem. Facem un cativă separat. Atenție, dezafectăm prima dată. Domnul Iroșca, vă rog frumos. Sunteți de acord să ia 25.000 de la drumuri? Eu mențin propunerea mea, să luăm 50.000, să facem un capitol separat pe proiectul care l-a propus colegul. Haideți să-l integrăm în proiectul noastră, la de 400.000. Da, punem și pe ăștia? Nu. Și nu încercăm. Da, dar mă refer la sunt de părere să-i luăm banii din capitolul 50.000 din zona. Nu sunt de acord, domnule. Pentru că dumneavoastră este de acord, vă rog frumos. Adică țineți cu atâta dorădnicire să luați banii aia de acord. Au rândit un pic, domnule. Vă rog să țineți ședința în frigul și să nu vorbească nimeni fără să-i dați cuvântul, chiar dacă este primarul comunei Mălura. Vă rog. Mulțumim. Domnul Valerii, credeți? Nu, cred că mă repet, dacă dați voi, domnul, cred că mă repet, băi oameni, în condiții în care se finanțează din banii europeni, vom avea nevoie de bani, băi, pentru studii, pentru oameni și pentru ceva. Îi lăsă la acolo, nu ce ai luat totul, mai rămân 10.000. Dacă nu va fi nevoie să-i cheltuim, îi rectificăm foarte bine la vară, că avem ce mă. Nu avem suma completă la gaze, nu avem bani complet la gaze, mai trebuie și bani la drumuri. Posibilitatea să nu cheltuim banii nu există. Domnul primar, eu mi-am zis. Ați înțeles. Dar nu putem să rămânem fără bani acolo. Domnul primar, ceva presupune proiectul ăsta. Domnul primar, eu nu pot să-mi permit să trec peste propunerea domnului Berușcu. Mai ales că sunt filmat. Vă dați seama. Vă rog frumos. Capitolul 7.0.1.30, domnul Berușcă propune să luăm 50.000. Nu. 40 că te-ai luat pe asta. Mai sunt 60. Deci vrea 50.000, vă rog frumos, domnul președinte, vrea 50.000 pentru un alt studiu, pentru potul la Arseniu. Da. Poate și realizarea, domnul Ceamu. Nu știu. Pentru. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, mulțumesc. Deci inițiatorul a fost pentru. Am început, are cuvântul domnul Marcu. Domnul Berușcu, am înțeles. Da, 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 da. Pe domnul primar. Marcu, Pleșca, banii rămân acolo, dacă o să fie. Gata, domnul Stățelescu. Gata, am încheiat, am primar, am spus. Vă rog. Funtuna de la Mară, da, care e dezactivată pentru o troiță. Eu aș propune pentru un punct de conectare mai modern, că cei acolo e deja le cu tot ce și urmă. Și ar trebui sau să vedem ce fântâni se mai pot închide care nu funcționează, să facem niște puncte mai moderne de. Domnul Marcu, e o zonă, sincer, o zonă mult prea centrală, părerea mea, ca să facem un punct de colectare acolo. Cam, dar punctul de colectare există acum. Cam... unde adunăm? Nu știu cu ăla o străbească, dar sunt făcut ceva. Noi avem în fața locului, domnul primar. Da, aveți o adresă făcută special pentru așa ceva, domnul primar. Avem în fața locului. Nu știu, sincer. Sincer, nu știu dacă se pretea, dar văd și la comunicare sau gospodării mai bine ca noi. Dar stau mai bine la domeniul public, adică au teren disponibil. Da, mă, cine și-au tunat și ceva platforme. Vă gândesc, domnul primar, prea central. Domnul Grânză, îi luați domnul Adrian, și la punctele astea de colectare, din sufletul vom renunța să va folosi al doilea tomberon pentru carton și plastic, la fiecare familie. De exemplu, dacă am dus la domnul și am fost la dincolo de drum, au venit și au spus, băi, luați-l să mă vedem, luați-l de aici. Le-am dus și fugeam de ele. Acum, acum nu ajung la dumneavoastră, nu ajung recipienții. Deci despre asta e vorba. Mulțumesc! Mai aveți domnul Marcu. Domnul Pleșca. Stimați colegi, nu știu de ce e atâta tensiune astăzi aici. Chiar nu-mi dau seama de ce, că avem un singur proiect pe hotărâre pe ordinea de zi și ar trebui să ne bucure când ne vine vorba de buget. Pentru că așa ne gospodărim noi comună. Ca și amendamente, am venit astăzi în fața dumneavoastră cu o propunere similară cu cea a domnului Berușcă. Tot la fel avem și o în vedere podul acela de la Ghiță, măcar să facem un studiu de oportunitate. Și podul de la Sorin, de acolo din față, de la Arsenie, pentru că am fost acolo în momentul în care au fost inundațiile și am văzut ce dezastru a făcut. Așa că, domn primar, la îndrumarea dumneavoastră,
Vă propun, dragi colegi, să luăm 35.000 de la drumuri și să-i mutăm la capitolul deschis de colegul nostru, Lucian Berușcă. La 25. 25. Deci de la drumuri, și mă gândesc că acest capitol, dacă tot l-am deschis, să identificăm și zonele unde sunt afectate și zona acolo în spate la cămin de fapt o cale de acces. Totodată, din câte știu eu, legislație prevede că zona de protecție a apărului e de 3 metri. Nu știu dacă arsenii și-a făcut, Dumnezeu să-l ierte, că acum și pomenim, și-a făcut podul pe proprietatea lui, dacă zona de protecție de 3 metri de la albia târâului. Adică ar trebui să ne uităm un pic în legislație, să vedem ce prevede, pentru că dacă zona de protecție e 3 metri, automat podul e făcut pe... E sigurul pod autorizat. Vreau să vă spun doar așa. E sigurul pod autorizat. Are avizuatelor române. Acum trebuie să vedeți că nu și-au dat avizuatelor. Așa că... De asta v-am spus eu, e un pic dificil, trebuie să văzut exact ce presupune desfințarea, în primul rând, anularea vericului de acolo, și să vedem ce presupune construcția unui pod. Bine, ideea așa. Dar să zic așa, după mintea mea, Bogdan, dă-mi voi un pic. Mai pune 25.000 la drumuri, ducem la Bucică. Și facem 65.000. Vedem ce comportă treaba asta. Facem un studiu, facem exact ce trebuie. Dacă vor mai trebui bani. Și vom vedea ce comportă cheltuiala cu construcția. Dacă vom avea bănuți de unde, o să trecem și la faza următoare și o construim. Deocamdată să vedem ce presupune să înlăturăm podul de acolo. Doamna Arsenie, cu siguranță, va vrea cale de acces. Ideea este să găsim soluții, să facem o cale de acces comună pentru toți cei care locuiesc în partea cealaltă. Am înțeles. Să accepte și dumneavoastră. Nu e chiar simplu. Ea deocamdată are un pod cu autorizație, cu tot ce trebuie. Ea nu are o problemă. Problema o avem noi. Dar este înțelegătoare. A răspuns pozitiv la solicitarea noastră, spune, domnule, sunt de acord, doar că eu nu am bani să mă apuc acum să desfințez un pod pe care trec foarte bine. Am înțeles, domnul primar. Înțelege nevoia noastră a comunității. În același timp, am văzut și cei care sunt cu drumurile și cred că 100.000 de lei o să fie de ajuns pentru anul în curs. Dar de ceva putem să rectificăm pe parcurs, să mai punem bani. Da, în moment ce vă punem de 35.000, vă mulțumesc. Ok, deci, domnul Pleșca vrea să luăm 25.000 de la drumuri. 35.000 de la drumuri. Să-i ducem la... De la ce capitol? Deci de la drumuri. Capitolul 84. Cât? 10. Să-i ducem la ăia 40.000. Nu rămâne la cealaltă capitol, cât tot la drumuri. Tot de la cealaltă capitolul rămâne. Dar acolo avem un poder de poziție ca strictă. La domnul Berușcă. Acum, cum să fac? Cum să o reușesc? Să face alt proiect de hotărâre! Ce să zici? Ce să zici? Nu, 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 având în vedere că implementarea asta este prin, tot prin hotărâre de consiliu, poate fi schimbat numirea la capitolul respectiv, la pe lista de investiții. La obiectiv de investiții, dar dați-mi de numirea. Slash aici puneți, adică sau și. Așa, pot pisi părâul Migeu, zona Arsenic. Bun, vă supun aprobări propunerea al domnului Pleșca. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abține? 11. Abține? Domnul Traistavă. Când n-ați vrut nimic din ce am spus, am zis că m-a abține. Adică interes personal este ce l-am făcut, mă, știți? Noi trebuie să
75. Un pic, știm și noi. Da. Așa este și propunerea domnului Berușcă, unde s-a zis că se face 40 de ani pentru poduri, da. La denumirea respectivă. Mai aduat și... Și semnale s-a stricat și... Dragi colegi, cred că și bine este când cineva spune că aia 500 de persoane sau nu știu care m-au votat și au mâncat pe nas stricat și așa. Avem timp la diverse să ne bălătărim de sunet. Banca este, partenerii este la buget dacă aveți. Vă rog frumos, nu vă pierdeți ideea și vă dau cuvântul la diverse. Da? Vă rog frumos. Haideți să ne vorbați de la buget. Eu spun că cât ziua comunii Mădura este stabilit în august, la mijlocul lunii august. Și acolo sunt bani, așa? Eu zic să-i folosim la investiții, iar rectificarea după întâi, adică să lăsăm capitolul pentru ziua comunii și să diminuăm sumele, ca să rămână, și la rectificare să le readucem. Deci, rectificarea cum se face după 1 iunie. Deci nu, domnul Talapa. Aici am vorbit cu... Domnul Talapa, de unde luăm și unde ducem? Așa e la... Domnul... Să-i ducem unde vreți, doamnă, la gaz, la apă, la... Eu nu vă vreți. Hai să vă spun că oricum nu o să votați împotrivă. Eu vă spun. Hai să-i ducem la gaz, domnul președinte. Deci, de la capitol, spuneți-o. La capitolul ăla cum? 6702, de creiere și religie. Da. Să ducem suma de 50 de mii. Cât? 50 de mii. Păi 50 de mii, dar cât să-ți acolo? 40 de mii. 40 de mii. 40 de mii. Dar și mai sunt 2 de mii. Și de la tradiții vreți. Dar n-am zis, domnul, că n-am zis să desfințeam și nu am spus nimic. Și nu mai e. Domnul Talal, deci încă o dată, 40 de la ziua comunii. Nu vreau să desfințeam, să lăsăm și niște bani acolo. Păi cât luăm și unde-i duce? 30 de mii. Luați 30 de mii. Deci 30 de mii de la ziua comunii și îi ducem unde? Îi ducem la gaz. La gaz. La gaz, da? Da. Supun aprobării propunerea lui domnul Talal, cine este pentru? 1, 2, 3. Mulțumesc! Nu e nevoie nici de asta. Cine se mai înscrie la cuvânt? Să mai înscrie cineva la cuvânt, domnul consilier? Dacă nu vă spun... Eu m-am spus la cuvântul. Dar ai vorbit! Nu, am vorbit, dar am fost întrebat la drepturi. Vă rog, domnul. Am discutat și cu domnul Haide Răzăr, domnul viceprimar, în ședința pe comisie. Da. Avem o problemă legată de salubritate. În momentul de față, da. Din cifrele care le avem în față, da, Primăria Mădura cheltuie pe salubritate 5 miliarde de lei. Din păcate, doar colectăm 3 miliarde de lei. Suntem pe un deficit de 2 miliarde. Inițial mi-a spus domnului viceprimar că poate e o problemă cu colectarea. Dumnealui spune că asta este problema. Este problema cum se menegerează colectarea deșeurilor și cum este selectivă și nu putem să o predăm în cantități, plastic, astea. Și mă gândesc în felul următor. Cred că este de bun simț și așa n-am făcut niciodată investiții pe tema asta, să cumpărăm niște tomberoane și să le dăm oamenilor, niște pubele,
să le dăm, să le împărțim cetățenilor ca să poată să colecteze selectiv. Pentru că dacă tot așteptăm să facă licitația asta care nu se mai face de atâția ani de zile, iar operatorul care îl avem în momentul de față, prin contractul pe care îl are cu Comuna Mogura, nu are nicio obligație, sau văd că nu își îndeplinește obligațiile în a pune la dispoziție pubele, să aducăm o sumă de bani, nu știu, 40-50 de mii de lei, să cumpărăm niște pubele pentru... Scriu! Vă rog, 50 de mii de lei. De unde? Domnul primar mi-a dat idee. Domnul primar mi-a dat idee. De la... Capitolul 17, deci domnul, dar să nu închidem capitolul iluminat. Deci 50 de mii, să mai rămână în casă. Da, 50 de mii. Îi ducem să deschidem un capitol, să cumpărăm pubele de gunoi, pentru că toți cetățenii sunt nemulțumiți că nu au pubele de gunoi. Majoritatea cetățenilor au pubele. E adevărat, sunt deschide. Au pubele pentru că le-au și le-au cumpărat singur. Un pic mai prost. Au dat, băi, uite. S-au dat, dar nu suficient. S-au dat primar, mă rog, dați-o să fie. S-au dat, mă rog, aveți un punct de vedere? Da, mă rog. Eu împărtășesc ideea, dacă am ajuns să cumpăr pubele, vă cumpăr pentru toți. Pubele de selectare colectivă. Domnul primar, domnul... Da. Domnul Beroș, cum se scuzați? Domnul primar, lăsați-o să te scuzați. Da, da. Și băi, mai am dreptul, mai aveți dreptul. La această problemă, am legătura cu Adisul, doamna Carmen Stoicanu. I-am explicat punctul meu de vedere, l-am împărtășit. A rămas, am discutat, domnul primar, a rămas să mergem împreună și la Adis și cu Adisul, să mergem la Sona, să vedem, știm că este în derulare licitația. Pe unde se află, cât ne mai duce și cu vorba, și cu licitația, și cu toate astea. În contract, domnul coleg, este stipulat. Somă trebuie ca să îndoteze fiecare familie cu două pubele. O pubelă pentru un menajer primet. Nu, dar doar un viitorul contract. Viitorul contract. Care de sarcini. Știi, iar în caietul de sarcini, pe licitația actuală, ei trebuie ca să pun două. O bubelă. O bubelă pentru o bubelă galbenă pentru colectarea selectivă a deșeurilor comunale. Până când nu se va produce acest lucru, noi, având în vedere cheltuielile care le avem, cu colectarea, cu ecosul și cu banii pe care îi dăm la fondul de mediu, domnul zice, cea mai bună șansă să învățăm pe oameni să colecteze selectiv, să putem economisi niște bani la fondul de mediu, că dacă noi ducem pe pietruri, le ducem într-un loc, stică le ducem într-un fel, compost, scade cantitatea, plătim mai puțin, avem un deficit de 2 miliarde de lei vechi. Adică acum este, eu consider că 50.000 de lei sunt de bun simț să cumpărăm o pubele, că suntem restanți față de cetățeni cu o mulțime de pubele. Dumneavoastră să fim convins și știu că aveți o listă, lăsați-mă să termin mai am un minut. Aveți o listă uriașă de cereri pentru pubele. Greșesc sau nu greșesc? Este adevărat. La ora asta, Soma trebuia ca să vină către Bănbura cu cel puțin 600 și ceva de pubele, funcție de cereri. Nu, vă rog, vor veni. Dați-mi, mi-ați pus o întrebare. Pubele, acolo unde nu s-au dat pubele, ca fost situația unde nu s-au dat, unde s-au dat pe sărite, unde s-au dat 3-4 la o gospodărie, că sunt și situații de genul ăsta. Vă zic, lăsați-mă să vorbesc cam la cap, că le știu pe toate. Iar propunerea dumneavoastră nu e rea, dar comportă un efort financiar din partea bugetului local imens. Pentru un început, 50.000 de lei este de bun simț, avem un început, domnul vice. Asta e propunerea mea și un grup. Dar eu vă întreb așa, câte pubele se pot lua cu 50.000 de lei? Aproximativ 500. 500 și unde le dăm? Știți care este ideea? Nu rezolvă situația. Nu rezolvă situația. E un început de rezolvare a situației. Dacă vorbim de selectare, dacă îi dai omul o pubelă, va pune totul la grămadă. Adică nu rezolvă situația. Majoritatea mai nu va veni cu sac, va veni cu pubelă. Majoritatea mai e unul cu pubelă. Păi și unde i-am dat noi stâmpare o pubelă? Apoi să mai dăm acolo o pubelă. Tot pe subiectul ăsta? Tot pe subiectul ăsta. Vă rog, domnul Lipsi. Până vine Soma, până dacă efortul financiar așa de mare, haideți să luăm acei saci, că am mai văzut și prin alte părți, practic, că știi, nu chiar așa de costisitori, ca să ne facem ceva în sensul ăsta concret, dăm saci la oameni și ca să poată, dăm, doar să vorbim. Domnul Vale, referitor la procurarea de saci, în lista de investiții care sunt fundamentarea pe care a făcut-o Soma către noi, ne-a explicat, dacă ați fost atenți anul trecut, în fundamentare, ce presupune ca și costuri sacii pe culori.
Și ajungea un preț de cost foarte mare. Dacă s-a apropiat de prețul pomerilor? Nu, dar asta face în fiecare lună, domnule. Pe ținul ăsta, domnule. Dar s-a acolo pomeri în fiecare lună, domnule. Deci, poate fi toți săgii care s-au stămâns. Poți să depășească la un moment dat. Hai să lăsați. Da, domnule, am înțeles. Până atunci, domnul primar. Stimați colegi, supun la vot propunerea lui domnul Berușcă să luăm 50.000 de la 71.030. Obsesia. Obsesia și să-i dăm la pupere. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. Mulțumesc! La cine mai sunt la pământ? Stimați colegi, într-o trei nu mai avem doritori pentru că vă s-o pun la vot bugetul cu ceea ce ți-a propus. Da? Mai apă... Păi, dar ați vorbit domnul Talat. Îmi pare rău, de două ori. Nu, dar să v-a vorbit... A vorbit domnul Talat, vă rog frumos, să mă lăsați să-mi conduc ședința. Cine este pentru? Așa, abțineri. Țineți mâna sus, vă rog. Numărat. Abțineri. Trei, da. Împotrivă? Niciunul. Mulțumesc. M-am fix notez. Notați. Și eu vă mulțumesc că m-ați ajutat să trec niște perioadă foarte dificilă cu vorbim bugetul. Vedeți ce faceți, mă scuzați că mă voi... Sunteți totuși omul acel măcar în nădejde. Dați voi la cum să vă legăm în om. Stimați colegi, înainte de a vă da cuvântul la discuții, vă rog să-i permiteți doamnei secretare, are ceva să vă comunice. Și eu vă rog, vă durează să o ascultați. Permiteți să iau și-o cuvântul? Așa e politicoasă. Având în vedere că de săptămâna trecută în spațiu public au apărut online și presa scrisă, au apărut tot felul de informații care mă vizează. N-am fost niciodată supus acordului presei sau să devin persoană din funcționar public și devin persoană publică. Mi-am dorit și nici nu-mi doresc asta. Mă simt datoare față de dumneavoastră să vin cu un punct de vedere la toată situația pe care sunt convinsă că toată lumea o cunoaște. Bun. Și aș vrea să vin cu următoarele precizări. În condițiile articolului 160 aliniatul 1, litera D, din codul administrativ, mandatul primarului incidează de drept când este hotărâtă condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a execuției pedepsei. Prin sentința penală care a fost primită în luna decembrie la noi la primărie, vizându-l și pe domnul primar, în dispozitivul ei scrie clar, s-a stabilit o pedeapsă pentru care s-a dispus amânarea executării. Deci, articolul mai sus menționat se referă la condamnare, iar în decizia penală se scrie s-a stabilit o pedeapsă. Verificând dacă sunt îndeplinite prevederile articolului 160, aliniatul 1, litera D, din codul administrativ, am constatat următoarele. Nu s-a pronunțat o hotărâre de condamnare, așa cum prevede articolul 160. Din analiza articolului 396 din legea 135/2010 privind codul de procedură penală, cu referire la rezolvarea unei acțiuni penale, instanța, dau citat din articolul respectiv din lege, în vigoare la data întocmirii, instanța hotărăște asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunțând, după caz, cu virgulă, o să citesc, că este foarte important, condamnarea, virgulă, renunțarea la aplicare pedepsei, virgulă, amânarea aplicării pedepsei, virgulă, achitarea sau încetarea procesului penal. Am încheiat citatul. Reiese clar că amânarea aplicării pedepsei este o instituție distinctă de rezolvarea unei acțiuni penale. Diferită față de condamnare, pentru că au fost enumerate. Este adevărat că ambele instituții, cele două care sunt atât cea a suspendării condiționate a executării pedepsei, reglementată de vechiul cod penal, cât și cea a amânării aplicării pedepsei, reglementată de noul cod penal, au ca efect imediat neexecutarea efectivă a pedepsei de către un inculpat. Dar nu se poate spune că noua instituție este o preluare a celei vechi.
Deoarece, între aceasta există o deosebire de esență și anume, pe când suspendarea condiționată a executării pedepsei, reglementată de articolul 81 din nou pătrunde, reprezintă o modalitate alternativă la executarea unei pedepse, subsecventă unei condamnări. Amânarea aplicării pedepsei, reglementată de articolul 83 din noul cod penal, este o alternativă la condamnare. Astfel cum se desprinde și din dispozițiile articolului 396, alineatul 1 și 4 din codul de procedură penală, care tratează soluția de amânare a aplicării pedepsei distinct de soluția condamnării. Este un extras și din decizia penală a unei alte curs de apel din, de la noi din țară, de la Curtea de Apel Alba Iulia. Prezentare comparativă. Deși amânarea aplicării pedepsei nu este propriu-zis o modalitate de individualizare a executării, deoarece în acest caz nu avem o pedeapsă aplicată, ci una stabilită, a fost introdusă la capitolul corespunzător individualizării pedepselor, substituindu-se suspendării condiționate din vechiul cod penal. Această instituție juridică nouă introdusă în legislația penală de România constă în prerogativa instanței de judecată că în anumite condiții atunci când apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară să stabilească pedeapsa, dar să amâne executarea ei. Amânarea aplicării pedepsei nu reprezintă o modalitate propriu-zisă de individualizare a executării, ci este o modalitate de individualizare a pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei este prevăzută în codul penal nou, de la articolul 83 la 90. Este o modalitate de individualizare a aplicării pedepsei și nu a executării pedepsei, chiar dacă aparține capitolului 5 din codul penal, individualizarea pedepsei. Nu este o soluție de condamnare. Și apoi spune de ce se întâmplă dacă se renunță la aplicarea pedepsei. Încă o precizare, la articolul 90 din legea 286/2009 privind codul penal se prevede persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu îi se mai aplică pedeapsa și nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită dacă nu a săvârșit din nou o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere. Și nu s-a dispus revocarea amânării sau nu s-a descoperit o nouă cauză de anulare. La alineatul 2, amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță sau obligațiilor civile. Din acest text de lege se observă că, pentru persoana față de care s-a hotărât amânarea aplicării pedepsei, nu îi se aplică pedeapsa și nici decăderi, interdicții sau incapacități, în afară de cele de măsuri de siguranță și obligații civile, care în sentința, în decizia noastră penală, nu sunt. În condițiile în care numitul Costa Șerdache nu a fost condamnat la o pedeapsă, ci s-a stabilit o pedeapsă principală pentru care a fost dispusă amânarea pedepsei, pe care de consecință și executarea pedepsei complementare, care urmează totdeauna pedeapsa principală, este amânată de la executare. Prin urmare, stabilirea este distinctă de condamnare. În lumina acestor prevederi legale care le-am spus, am apreciat că nu trebuie întocmit acel referat prevăzut de codul administrativ la articolul 60, alineatul 7 din codul administrativ. Și încă o precizare foarte importantă, că am văzut multe comentarii și eu. Pentru știința dumneavoastră, legea 393 din 2004 a fost abrogată din iulie 2019. Și toată lumea își dă cu părerea pe o lege abrogată, care ar fi trebuit făcut după aia. Care e abrogată de câteva luni. Da? Eu, din punctul meu de vedere, consider că am apreciat și am interpretat corect legea. Dacă nu am făcut-o, sunt organele statului care o să mă sancționeze. Am informat, eu consider că mi-am făcut treaba așa cum consider că de fiecare dată când am venit la dumneavoastră cu un proiect de hotărâre și l-am semnat de legalitate, am avut grijă să verific toată baza legală. De aici și până la deveni din funcționar public, o persoană publică despre care se scrie multe și toată lumea dă cu părerea, da. E cale lungă. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. E bine să, dacă aveți nelămuriri, îmi cer scuze pentru domnul primar, că a trebuit de nou să
aduc în discuția asta, dar asta este situația, este obligația mea să fac precizări pentru că... Este foarte bine că ați făcut asta, nu sunt precizări necesare. Așa mi se pare că este o situație care se întreabă mediul nou plăcut, nu doresc să mă lui din domeniul dumneavoastră, mai să treacă pentru un astfel de episod în viață, să aibă astfel de trăiri și de, eu știu, din probleme create, nu din voința proprie sau din, eu știu, celelalte cauze. Vis-a-vis de ceea ce se tot discută, vedea, cred că doamna secretară a explicitat destul de clar, poate unii dintre dumneavoastră nu înțeleg acum, deși cred că au înțeles înainte de a explica doamna secretară, dar au vrut cumva să folosească informația în scopul lor personal. Vreau să spun, este frumos. Nu este frumos. Un om care își face treaba, mă refer la doamna secretară, lăsați-mă cu mine deoparte. Un om care își face treaba să fie bat jocorit, târât, apostrofat cu tot felul de injectivi, cu tot felul de eu știu, de vorbe grele, urâte, că nu-și face treaba sau e părtuntoare. Niciun moment. Niciun moment. Nu am intrat în loc, doamne secretare, să-i spun, doamne, fa așa sau fa așa. A fost decizia dumneavoastră. Este un profesionist, știe ce face. Și tocmai de asta am și fost de acord să vă prezint din punctul ăsta de vedere. Doamne, prezentați un punct de vedere ca să știe toată lumea. Nu avem de ce să ne ascundem, aceasta este situația. Nu am ce să mă ascund de ei. Eu știu de cetățenii comunii care privesc, poate, acum în direct sau vor privi filmarea de astăzi. Și aș vrea să le spun celor care n-au procedat tocmai corect, aruncându-se în, eu știu, în lupta asta, așa, virulent și cu atâta ardoare și cu atâta dorință de răzbunare, ca să zic, ar fi bine să fii mai potoliți, mai înțelepți. Să ia să citească un pic legea, să se informeze înainte de a ataca și de a arunca vina sau culpa asupra unor oameni care chiar își fac treaba. Chiar își fac treaba la modul foarte serios. Și mai degrabă să le apreciem munca decât să le căutăm permanent chichiții, să le căutăm defecte sau alte lucruri care nu sunt deloc, nu mi-aduc deloc nou ca și oameni o lumină frumoasă sau nu știu cum să mă exprim, nu găsesc cuvintele acum. Mai mult de atât n-am ce vă spun, să ne fim sănătoși și mergem înainte. Dorința mea este să conlucrăm, n-am să țin cont de tot ceea ce au spus unii sau au aruncat în spațiu public. Dorința mea este să găsim soluții bune împreună pentru comuna. Asta e dorința mea. Vă mulțumesc. Eu cred că de fiecare dată când ați vrut să clarificați o situație, eu am răspuns prezent, v-am adus lămuriri legale și nu au fost probleme. Și de aici încolo voi proceda la fel. În schimb, mi-a lăsat un gust amar toată chestiunea asta și mi-am dat seama că e un proverb al nostru românesc, că niciun lucru bun nu rămâne nepedepsit. Nu. Niciun lucru bun făcut nu rămâne nepedepsit. Dacă am venit cu sufletul curat și am vrut să fac ceva aici, era clar că trebuia să-și plătesc la un moment dat și am plătit cu încercarea de a-mi, nu-mi vine cuvânt acum, strica reputația, că nu-mi fac treaba, că fac ilegalități, că... Dacă permite, doamne, okay, să înțelegem că a fost rezumat, că înțelegeți asta? Mă pronunț. Nu puneți întrebări de ziarist. Nu am răspuns pentru că nu sunt genul care să dau. Dacă primesc o întrebare scrisă, răspund conform legii, dacă intră în competența mea, dacă nu... Da, mulțumesc doamna secretar, mulțumesc că e drept, dar asta e, trebuie să trecem. Da, domnul Talal. Da. Nu vreau să discut legat de ce o spus doamna secretar, dar vă rog dacă aveți, adică v-ați uitat aici ca și cum ceva de ce eu? Nu m-am uitat, eu cred că nu m-am uitat la nimeni. Nu, asta, adică nu este de aici. Vi s-a părut dumneavoastră, în general, când... Nu, stați un pic, să lămuresc, mi-ați adus acuzația. Nu m-am uitat la nimeni, vă uit în general așa, nu m-am uitat la dumneavoastră. Nu la mine, nu v-am acuzat. I-am vorbit cu toți consilierii în fața mea.
să se înțeleagă că nu este... Am spus eu ceva, am pronunțat pe un nume, domnul Paul? Nu, dar vreau să... Mai trebuie și... Vă rog frumos! Eu vorbesc cu colegii. Păi nu, dar ei... Da. Aș vrea să fie și domnul Gânză, aș fi vrut să fie și domnul Gânză aici, pentru că vreau să rămâne... Domnul Vice! Da. Legat de afirmațiile colegului meu, domnul Gânză, domnul Vice, că n-ați stricat și nu știu, eu cred că aici este jignire când jignești aproape 50% din oamenii comunii măcură care au mâncat și dacă, deci vorbim... Nu știu. Și dacă e să facă o abuzie fină, nu știu care, zic, cred că și dumnealui și dumneavoastră ați mâncat așa și nu cred că pe cineva l-a Dar nu ți-e bine să fie dat vreun nume. Nu. Adică nu, că au zis că... Nu a dat niciun nume. Da. Nu. Dacă ar face, trebuie să vă discute acolo la cap. Da. Adică nu cred că... A spus că eu vă jignesc când am spus ați făcut un usile. Nu cred că ați făcut... În primul rând, că orice propunere care vine din partea mea, din partea colegului meu, din partea colegului meu, A fost respins. De asta am zis, pentru că și propunerea domnului Dăscălescu, când a venit colegul Berușcă cu un amendament care se susțină ce a propus, domnul Dăscălescu n-a votat. Eu l-am înțeles atunci. Dar și n-a votat. De asta am zis că s-a făcut un fel de USL. Nu este USL, a fost o chestie bună, să știți. Da. Mulțumesc. Domnul, bine, mulțumesc. Domnul Dăscălescu. Nu cred că a fost un USL, că am votat și noi amendamentul. Domnul viceprimar, domnul primar, anul trecut am avut în discuții o problemă vis-a-vis de candidatoare de localități. Avem un problemă aici la sat Nocrean. Cineva a reclamat, domnule, cineva din Chișinău a ratat locația de ce nu a văzut indicatorul. S-a trezit undeva la marginea la bătării face ceva, v-am zis cu indicatorul ăla, evident. Trebuie, că nu există. Sat Nocrean, nu există indicatorul ăsta. Sat Nocrean nu există, da. Sat Crihan. Nu puteți spune Sat Nocrean. Dar aici era un indicator. Sat Crihan. Noi nu contăm ceilalți, deci nu acuz, nu vreau să fac scenarii, s-au format coaliții, suntem, dar la ce aș mai propune ceva dacă noi suntem întotdeauna marginalizați, ceilalți care nu suntem, facem front comun cu dumneavoastră. Eu consider că, singur o dată zic, nu mai există civilizații, ne facem ură de rasă, facem tot ce trebuie, tot ca să nu fim civilizați, să dăm dovadă, suntem mai maturi, deci despre ce să mai vorbim. Dați voie să plec acasă. Dați meciuri, nu? Dați meciuri? Nu, cred că așteptam și o răspuns cu tema asta. Domnul Vale, ură de rasă. Bănuiesc că la mine te referi. Putem să ieșim în stradă, să luăm trebuie. Dar domnul, eu am făcut, pur și simplu am reprodus și a spus domnul la altul. Eu băiam să vă spun un cadru pe cât oficial, adică vă respectăm. Deci eu nu l-am citit pe domnul Dalal, eu efectiv am reprodus și a spus el la televizor, dar nu, asta nu e o jignire. Cum ar face el România Română, așa o fac eu pe el la altul. Dar nu l-am făcut eu, că el s-a făcut. Nu există niciun înțeleg. Dar n-am zis de un selet, nu am zis ceva de un selet. Am făcut altceva decât am vrut și ai spus dumneavoastră. Încă o dată vă repet, îmi pare rău că nu contează ce spunem noi. Nu vă ascultați, tocmai asta spunea domnul. Da, este un selet, dumneavoastră. Nu am zis. Dar n-am spus domnule să discuți. Am zis că n-am venit. Dar vorbea dumneavoastră. N-am vrut să zic asta. Am zis că nu. Ideea este așa, că spuneți dumneavoastră cu propunerile pe care le faceți, tu să luați în seamă.
Păi nu se va. Niciunul dintre domnii consilieri nu i-a sunat. Domnule, te rog frumos, mă ajut cu bugetul sau să susțin bugetul? Ce n-ai în genul ăsta, domnule? Eu am cerut un plan. Nu este nicio coaliție aici. Dar am spus ceva de coaliție. Toți oamenii ăștia stau pe concursul să facem ceva bun, pentru că tot ceea ce propun eu aici... Pentru că ceea ce am venit aici cu propuneri concrete, pe sprijin cetățean. N-am venit să facem aberații, au fost niște puncte de vedere care trebuia luat și dezbătute. Care-i problema? Dar ce punem pe cetățean? Minoritatea supune majoritatea. El este supun la vot. Nu am nimic împotriva domnului Berușcă, dar este exact ce v-a spus mai devreme. Domnule, nu poți să te apuci să vii să faci o solicitare de proiect de hotărâri pentru o lansare de proiect care abia e în fașă. Nici măcar nu știu ce compor. Domnul primar, atunci ați venit la noastră pe comisii. De ce mi-ați propus? De ce mi-ați propus? Dar i-am spus, domnule, că vorbim de ANIF. Nu vorbim, nu este problemă. Domnul primar, vorbim de lăb, vorbim de ANIF. A, nu, și de lăb. Sunteți de fața totală. Domnul pot să fac. Valiți pot de fața. Domnul nu știu să răspunde fața. Nu putem rămâne fără niciun ban acolo, pentru noi că nu știm ce va presupune proiectul ăsta. Dacă vor rămâne bani, putem rectifica fără probleme. Domnule, ăsta lua dreptate. Eu nu am știut ce vorbim. Până luna lui Iulie, nu ne putem. Până luna lui Iulie, nu. Ați întrebat ceva și trebuie să vă răspund, da? După domnul Berușcă, v-am trecut aici. Vreau să-mi declar puțin dezamăgirea, pentru că un proiect bun care a fi putut să aducă un proiect care a numit la bugetul local, faptul că am propus să achiziționăm acele pubere, n-a fost trecut. Nu e nicio problemă, asta este situația. Dar puteam să mai economisim niște bani. Dar și vreau să mai, asta e o dată, și vreau să întreb domnul primar și totuși să-l un mic amendament. A spus că sunt niște bănuți pentru indicatoare. Vă rog frumos, luați în calcul și niște oglinzi convexe pe anumite zone. Să trebuie să aici la zona de fi punctual. Nu v-am întrebat unde. Dumneavoastră sunteți, trimiteți organe de specialitate, polițiști locați, duc și vezi. Nu-i datoria mea, eu vin cu propunerile care vin și mie de la cetățeni. Și al doilea lucru, să luăm și niște limitatoare de viteză, niște cocoașe, pe care pe anumite zone să le mutăm. Deci credeți că zonă, conduc oamenii cu viteză. Cu proiecte de acordare din 2013-2014, cu aprobarea Ministerului de Interne, cu toate solicitările astea. Da, cu limitare de tonaj, cu toate acelea. Vă rog să ne punem în aplicare, să ne mutăm pe anumite zone niște cocoașe, că să circulă cu viteză foarte mare. O să încercăm la trecere pe drum, la școli, de exemplu. La școli, anumite zone care sunt mai traficate. O să solicităm la drumul județean, să vedem în ce măsură putem lăsa pe drumul lor pe poliție. Asta a spus la acolo și străzile noastre. Poate sunt zone care... Vreau să înțeleg pe sfântul. Eu vă spun prezentul. Domnul Vici, la mulți domnului adică dacă venim aici și o aruncăm, domnule, vrem indicatoare cu tare, v-am răspuns punctual, pe zona Întrevii, pe zona Răzășirii, în Cotorul și Armanul, în Poie, au semnalizat cu ele. Puteți să comprim mai bun. Și puteți să completăm. Probabil, studiem în următoarea perioadă și putem găsim și soluții. Vrem trecere pe tot la școală. Puteți să dați un termen ca să închei. Puteți să dați un termen de rezolvă. Domnul viceprimar. Domnul Buleșe. Domnul viceprimar, domnul fost primar. V-aș fi recunoscător dacă m-ați ascultat. Vorbesc și pe cum ați spus. Am spus că m-ați spus, domnul Buleșe. Păi nu, dar eu ce vorbesc. La subiect. Nu? La subiect este felul următor. Dați-mi, vă rog, un termen aproximativ când vom avea pubele pus la dispoziție către operator. Când se termină licitația. Vedeți? Pubele pentru monoiserie. Da? Atunci, pentru că licitația durează de cel puțin 2 ani de zile. De 5 ani de zile durează licitația. Avem garanția că se termină în următoarele luni. De asta eu vă zic că ar trebui să achiziționăm. Am înțeles. Domnul Dahl. Era pentru pubelele. Mai venea să urmă acum că doamne, trei în gospodării. Da.
Nu știu de ce... 2500 de gospodării. Vă rog, domnul primar. Domnul președinte. Da, sunt din civilizare. Domnul primar, vă rog frumos. Vă doriți. Corect? Domnul președinte, stimați colegi, nu știu de ce ce ne încăpăținăm. Uneori, așa de dragul, tocmai aici când am plecat la USM. Pentru că acum, nu știu câte ședințe, am propus să cumpărăm niște sac, dacă nu avem bani din Pompei. Și a fost refuzată. Și domnul Brânză o specificat domnul viceprimar, atunci de ce nu și de ce nu se poate, pentru că sunt foarte scump și așa mai departe. Că dacă aducem 500 din pubele, nu se rezolvă o problemă. Dar se rezolvă o parte din problemă. Și o parte. Deci, pentru că niciodată nu vom avea bani să cumpărăm că sunt 2500 de familii sau nu știu cât. Așa, 2500 din pubele. Da, măcar anul ăsta rezolvam 500 și în următoarele 4 ani rezolvam restul. Ea era un început bun. Nu știu de ce atâta vehemență, atâta opoziție pentru o propunere foarte bună, care este concret. Legat de interviu, vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți cu interviu. Chiar, era cea mai importantă. N-am zis nimic. Am zis dorința mea, da, domnule? Ce da? Pentru că toți suntem trecători în această viață. Și am zis, da, domnule, ce doresc eu? Doresc că după an de viață să aveți și noastră și eu și toată familia voastră și a mea și a tuturor, vreau ca lumea să spună, da, domnule, a venit un arab și a făcut în 30 de ani și poate ce a făcut în 30 de ani. Unde este jignirea? Dar nu-i jignire. Domnul Tahalo, ești jignire. Când a zis domnul Valeniță de ură de rasă, eu am gândit că la asta se referă, dar asta nu e ură de rasă, domnule. Nu, da. Domnul Brânză, aveați o completare, domnule? Nu, nu. A, nu? Ideea domnului Berușcă n-a fost rea. Eu aveam în idee să merg cu domnul primar să le propun celor de la Soma, în condițiile în care ei simt că sunt pe finalul, ar putea că el simte dacă câștigă sau nu, da. Să se mai să convenim. Vedem care e cadrul legal, cumpăr eu o parte din pubele, iar când vii ca să ne dovezi, căutăm o formă de compensare. Găseam o formă. La salubritate. Găseam o formă, găseam o formulă, găsim ceva. Nu era ideea. Păi și da, da, dacă n-au sensuri de fiind. Ca ce să vă spun, mi s-a venit faptul dacă vor câștiga sau nu așa? Să scadă din prețul din păstuia, domnilor, stai de lucru cu ideea, dar lucru cu tine, eu gândesc, sunt de acord pentru totul. Cu ideea, dar nu poate cu ideea, ascultă-mă până la capăt. De exemplu, luam 500 de pubere. După voi, după voi, după voi, mă ascunți? Da, domnilor, ai vrei să mă ascunți? Stai târziu. Da. Ca oră sau nu mai are importanță? Pentru mine, eu luam 500 de pubere, câștigă aia licitația și faci după aia bine. N-ați dat bani în vânt? Da. Despre asta? Dar vă spun ceva, eu luam 500 de pubele, domnul Valeriu, luam 500 de pubele și ca să fiu eficient trebuia că se dau loia care au bere, domnule, ca să colectez selectiv. Că la spunea, băi, eu n-am și dă-mi pe bună. Dacă luam sace, era mai corect. Trebuie să iau pe care. Da, vă rog. Cine mai dorește să ia acolo? Ideea cea mai bună. Asta care am discutat. Deci, cel mai corect este să mergem, adică să meargă la Soma, să poarte o discuție cu conducerea și atunci să vină cu un răspuns cam ce ar vrea și cum ar vrea să fie. O scade, adică să cumpărăm din banii noștri în bugetul local și după aia ei să scadă din cantitatea din gunoi. Dacă s-o luați, eu răspund să le fac. Deci a discutat înseamnă că să vă spun, domnul Brânză, că acum îl rezolvați. Se poate discuta cu Soma să ne factoreze acele pubere. Deci Soma o facturează și când cazul care câștigă licitația se scade din prețul sau din prețul. Iar dacă... Vă mulțumesc, stimați colegi! Putem ședința închisă, da? Da.